61. Legea nevoii Fiecare decizie de a cumpăra un produs sau un serviciu este o încercare de a satisface o nevoie și de a îndepărta o nemulțumire de un fel sau altul. Fiecare decizie de cumpărare este o încercare de a rezolva o problemă sau de a realiza un obiectiv. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le faceți pentru a avea succes în domeniul vânzărilor este să vă puneți în locul clientului dumneavoastră potențial și să vedeți oferta din perspectiva lui. Trebuie să determinați ce înseamnă produsul sau serviciul pentru clientul dumneavoastră potențial în funcție de obiectivele și problemele pe care le are, înainte ca dumneavoastră să vindeți și să oferiți produsul. Primul corolar. A legii nevoii este? Înainte de a vinde ceva, agentul de vânzări trebuie să știe cu exactitate care este nevoia pe care încearcă să o satisfacă. Cei mai buni agenți de vânzări au talentul de a pune întrebări bune și de a asculta cu atenție răspunsurile. Acest lucru le permite să se concentreze asupra celor mai importante și stringente nevoi ale clientului, care pot fi satisfăcute prin cumpărarea produsului sau a serviciului oferit. Cel de-al doilea corolar al legii nevoii este Succesul în vânzări apare în urma satisfacerii nevoilor existente, nu în urma creării unor nevoi noi. Sarcina dumneavoastră este să scoateți la iveală nevoile care există deja, nu să încercați să convingeți oamenii că au nevoi la care s-ar putea să nu se fi gândit niciodată. Cel de-al treilea corolar al legii nevoii este: Cu cât nevoia este mai simplă, cu atât prezentarea produsului va fi mai simplă. Dacă vindeți cartofi sau orice alt produs de bază pentru satisfacerea nevoii de a mânca, nu este nevoie decât de prezentarea dimensiunii și a greutății pentru a-i vinde. Produsele dumneavoastră se vor vinde dacă sunt prezentate într-un mod atrăgător. Baza de comparare cu alte produse alimentare de același tip va fi simplă și directă. Corolarul numărul 4 al acestei legi, reversul celui de-al treilea corolar, este? Cu cât nevoia este mai complexă, cu atât prezentarea produsului va fi mai sofisticată și mai subtilă. De exemplu, dacă vindeți parfum unor femei, reclamele și metodele de prezentare a produsului trebuie să fie subtile și indirecte. Parfumul este un subiect sensibil. Este folosit cu delicatețe și se cumpără doar atunci când agentul de vânzări își poate structura prezentarea în așa fel încât aceasta să facă aluzie la dorințele interioare cele mai adânci ale clientei de a fi frumoasă și realizată. Corolarul numărul 5 al legii nevoii este Deseori, nevoia evidentă nu este nevoia reală pentru care produsul va fi cumpărat. Nevoia care îl determină pe un anumit client să cumpere s-ar putea să nu fie aceeași pentru alt client. Cei mai buni agenți de vânzări sunt cei sensibili și atenți la nevoile clienților lor. Nu încearcă să vândă până când nu știu cu exactitate ce anume este interesat clientul să cumpere. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Definiți cu claritate nevoile reale ale clienților care sunt satisfăcute de produsele sau serviciile dumneavoastră. Puneți sub semnul îndoielii presupunerile dumneavoastră. Priviți dincolo de beneficiile și satisfacțiile evidente pe care le oferă produsele dumneavoastră și luați în considerare nevoile mai subtile, însă deseori mai importante. 2. Identificați nevoile pe care le au astăzi clienții dumneavoastră și pe care nu le puteți satisface. Ce schimbări ați putea aduce ofertelor dumneavoastră pentru a satisface nevoile clienților? Ce produse și servicii noi? Ați putea introduce pe piață. 62. Legea problemelor Fiecare produs sau serviciu poate fi considerat soluția unei probleme sau rezolvarea unei incertitudini. Ca agent de vânzări, sunteți un adevărat profesionist în rezolvarea problemelor. Cu cât știți mai clar care sunt cele mai importante probleme pe care produsul sau serviciul dumneavoastră le va rezolva, cu atât vă va fi mai ușor să găsiți mai mulți clienți potențiali și să le vindeți produsele sau serviciile pe care le oferiți. Primul corolar al legii problemelor este: Clienții cumpără soluții, nu produse sau servicii. Oamenilor nu le pasă de dumneavoastră și de ceea ce vindeți. Le pasă de ei și de problemele lor. Omului de afaceri nu îi pasă dacă vindeți echipamente pentru gimnastică de întreținere sau calculatoare de tip mainframe. Omul de afaceri este interesat de problema sa și are nevoie de o soluție pentru aceasta, nu de produsul sau serviciul dumneavoastră sau de dorința dumneavoastră de a-l vinde. Atunci când începeți să vă considerați mai mult un profesionist în rezolvarea problemelor decât un agent de vânzări, vânzările dumneavoastră vor crește imediat. Cel de-al doilea corolar al legii problemelor este: Cu cât problemele sau nevoile clientului sunt mai stringente, cu atât acesta este mai puțin interesat de preț și cu atât vânzarea este mai ușoară. Dacă un client potențial are nevoie de ceea ce vindeți într-o măsură foarte mare, preocuparea sa față de preț scade imediat. Atunci când un client potențial simte că produsul sau serviciul îi poate aduce beneficii majore, dorința sa de a achiziționa acel produs sau serviciu va fi mai puternică decât preocupările sale cu privire la preț. Cei mai buni agenți de vânzări sunt cei care arată clienților cât de mult se va îmbunătăți viața lor după achiziționarea produsului sau serviciului. Concentrarea asupra valorii a ceea ce oferiți este unul dintre cele mai puternice mijloace de a reduce rezistența în fața prețurilor. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la modul în care v-ați putea prezenta produsul, în așa fel încât clientul potențial să vadă nevoia clară și stringentă pentru satisfacerea căreia este necesar să îl achiziționeze și să îl folosească. Ce vă mărturisesc cei mai satisfăcuți clienței dumneavoastră cu privire la modul în care folosesc ceea ce le-ați vândut? 2. Prezentați produsul sau serviciul dumneavoastră în așa fel încât valoarea sa pentru client să fie atât de ridicată și imediată, încât să își dorească să îl achiziționeze pe loc, fără a fi preocupat de preț într-o măsură prea mare. 63. Legea persuasiunii Scopul procesului de vânzare este să vă convingeți clienții că se vor simți mult mai bine dacă achiziționează produsul decât s-ar simți în cazul în care rămân în buzunar cu banii necesari pentru achiziționarea acestuia. Amintiți-vă legea alternativei excluse. Fiecare alegere implică un refuz. Atunci când cereți clienților să cumpere de la dumneavoastră și să vă dea o parte dintr-o sumă fixă de bani, le cereți să renunțe la toate celelalte cumpărături și satisfacții pe care le-ar putea obține cu aceeași sumă de bani în aceeași perioadă de timp. Ceea ce înseamnă că cereți foarte mult. Primul corolar al legii persoasiunii este: Clientul acționează întotdeauna pentru a satisface un număr cât mai mare de nevoi nesatisfăcute, în cel mai bun mod cu putință, la cel mai scăzut preț posibil. O mare parte a muncii dumneavoastră constă în a demonstra că toți clienții vor obține mai mult din ceea ce doresc și mai repede dacă achiziționează produsul sau serviciul dumneavoastră, nu un alt produs sau serviciu. Cel de-al doilea corolar al legii persoasiunii este? Dovada că alți oameni similari clientului au achiziționat produsul oferă credibilitate, scade rezistența și crește vânzările. Una dintre cele mai puternice tehnici de persoasiune din societatea noastră poartă numele de dovada socială. Suntem cu toții influențați de ceea ce fac sau au făcut alți oameni. Suntem mult mai deschiși cumpărării unui produs sau serviciu atunci când știm că alți oameni ca noi l-au cumpărat și sunt mulțumiți de el. Cel de-al treilea corolar al legii persoasiunii este: Dovezile de orice fel cresc dorința de a cumpăra, și scad rezistența în fața prețului unui produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați cu perseverență dovezi din partea clienților. Achiziționați-le din toate sursele posibile și în fiecare mod posibil. Dovezile pot ușura foarte mult procesul de încheiere a vânzărilor. Veți descoperi că aproape toți agenții de vânzări profesioniști folosesc dovezile care scot în evidență avantajele produselor sau serviciilor pe care le vând și care sunt relevante pentru client. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la modul în care vă puteți prezenta ofertele, în așa fel încât potențialii clienți să înțeleagă că ceea ce vindeți dumneavoastră este cel mai rapid și ușor mod de a obține avantajele specifice pe care le oferă produsul sau serviciul. 2. Adunați orice fel de dovezi de la clienții mulțumiți. Construiți-vă prezentarea și materialele promoționale în jurul acestora. Dovediți potențialilor clienți că alți oameni, ca și ei, sunt mulțumiți de produsul pe care îl vindeți. 64. Legea siguranței Cea mai adâncă dorință a omului este dorința de siguranță personală, financiară și afectivă. Dacă face apel la dorința de siguranță, Agentul de vânzări poate fi suficient de convingător și îl poate determina pe client să lase deoparte preocupările cu privire la preț, timp sau neplăceri. Primul corolar al legii siguranței este Instinctul de supraviețuire este cea mai puternică forță motrice în ceea ce privește comportamentul uman. Ori de câte ori puteți prezenta un produs sau serviciu, în așa fel încât să arătați că acesta contribuie la creșterea posibilității de supraviețuire a individului sau a unui membru al familiei sale, creați dorința de a cumpăra făcând apel la sentimentele clientului. Cel de-al doilea corolar al legii siguranței este nevoia de siguranță este un puternic factor motivant al comportamentului uman. Câteodată, dacă se face apel la nevoia de siguranță, efectul este mai puternic decât atunci când se face apel la confort sau frumusețe sau la orice formă de plăcere. Industria producătoare de sisteme de siguranță, seifuri, încuietori și alarme, este construită pe baza acestor nevoi de siguranță. Cel de-al treilea corolar al legii siguranței este... Nevoia de a maximiza siguranța se află la baza comportamentului clienților. Deoarece siguranța și securitatea sunt atât de importante pentru bunăstarea mentală și afectivă, clienții caută în permanență moduri de a crește nivelul de siguranță și de a scădea nivelurile de risc. Când vindeți, este foarte util să-i spuneți clientului de cât timp oferiți acel tip de serviciu sau produs. Această informație este foarte încurajatoare pentru un cumpărător potențial. Dați impresia că sunteți o alegere mai sigură atunci când este vorba despre achiziționarea produsului sau serviciului pe care îl vindeți. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Arătați că ocupați poziția celei mai sigure alegeri în domeniu. În loc să încercați să vindeți datorită prețului mai scăzut pe care îl practicați, Concentrați-vă, în schimb, pe cel mai mare grad de siguranță de care pot beneficia clienții atunci când cumpără de la dumneavoastră. 2. Arătați clienților dumneavoastră potențiali că, de fapt, concurența dumneavoastră reprezintă o alegere mai riscantă. Arătați-le că este mai periculos să cumpere de la altcineva decât să cumpere de la dumneavoastră. 65. Legea riscului. Riscul este inerent pentru orice investiție care constă în timp, bani și sentimente. Riscul este un fapt inevitabil al vieții. În fiecare decizie de cumpărare, clienții caută un mod posibil de a reduce riscul și nesiguranța pe care le implică achiziționarea unui produs. Primul corolar al legii riscului este. Aveți succes în vânzări în măsura în care vă situați în poziția furnizorului cu cel mai redus risc. Atunci când clienții s-au hotărât să cumpere produsul sau serviciul pe care îl vindeți, nu înseamnă că ați făcut o vânzare. Trebuie să vă convingeți clienții că dintre toți cei care furnizează același produs sau serviciu, dumneavoastră oferiți cel mai înalt grad de siguranță. Al convinge pe client că a cumpăra de la dumneavoastră este o decizie sigură. Iată una dintre cele mai importante sarcini pe care trebuie să o duceți la bun sfârșit. Corolarul numărul 2 al legii riscului este: Principalul obstacol în fața cumpărării unui produs este teama de eșec, teama de a face o greșeală atunci când se ia decizia de cumpărare. Fiecare dintre noi a avut experiențe de cumpărare nu tocmai plăcute. Prin urmare, fiecare este condiționat să fie prevăzător și atent pentru a le evita. Teama de eșec este un obstacol major pe care trebuie să îl îndepărtați înainte de a vinde ceva. Cel de-al treilea corolar al legii riscului este: Tot ceea ce faceți într-o conversație pentru încheierea unei vânzări crește sau scade percepția riscului și teama de eșec. Atunci când cereți oamenilor să cumpere ceva, le cereți de fapt să ia o decizie, să își întrebe eul. Le cereți să se despartă de banii lor și să riște, să presupună că promisiunile dumneavoastră se vor dovedi a fi întemeiate. Tot ceea ce faceți sau spuneți este important, crește sau reduce percepția riscului. Nimic nu vă permite luxul de a spune, Asta nu contează. Totul contează. Totul este fie un pas înainte, fie un pas înapoi. Fie vă ajută, fie vă dăunează. Responsabilitatea dumneavoastră este să vă asigurați că tot ceea ce faceți sau spuneți vă ajută în sensul că scade percepția riscului și crește sentimentul de siguranță al clientului atunci când trebuie să cumpere de la dumneavoastră. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la riscurile posibile pe care un client inteligent le-ar putea percepe atunci când trebuie să cumpere produsul dumneavoastră sau să obțină avantajele pe care le promiteți în schimbul banilor. Ce ați putea face pentru a reduce această percepție a riscului? 2. Întrebați-vă clienții. Ce riscuri cred că există atunci când cumpără de la dumneavoastră? Ce ați putea face pentru a reduce aceste riscuri și pentru a vă face clienții să se simtă mai siguri atunci când iau decizia de a cumpăra? 66. Legea încrederii Legătura de încredere dintre agentul de vânzări și client este elementul fundamental al vânzărilor de succes. Încrederea înseamnă totul. În special în cadrul unei vânzări mari sau complexe. Cu cât nivelul de încredere care există între dumneavoastră și client este mai ridicat, cu atât teama de eșec și percepția riscului sunt mai scăzute. Atunci când nivelul de încredere este destul de ridicat, vânzarea va avea loc cu siguranță. Primul corolar al legii încrederii este: Construiți o relație bazată pe un grad ridicat de încredere. Punând întrebări care au ca scop determinarea nevoilor reale ale clientului pe care produsul sau serviciul dumneavoastră le poate satisface. Majoritatea agenților de vânzări nu își dau seama că o serie de întrebări despre viața clientului și situația sa materială nu creează neapărat nivelul de încredere necesar pentru a face o vânzare. Doar atunci când puneți întrebările esențiale care identifică nevoile pe care le puteți satisface sau rezolva, sunteți un agent de vânzări profesionist. Doar atunci când puneți întrebările potrivite care îl vor ajuta pe client să-și înțeleagă situația mai bine, construiți încredere și credibilitate. Cel de-al doilea corolar al legii încrederii este: Agenții de vânzări de succes ascultă de două ori mai mult decât vorbesc. Cei mai buni agenți de vânzări practică regula 70-30. Ei ascultă cel puțin 70% din timp și vorbesc cel mult 30% din timp. S-a spus de foarte multe ori că aveți două urechi și o gură, iar în conversație cu clienții ar trebui să le folosiți în această proporție. Cei mai buni agenți de vânzări sunt persoane care știu să asculte. Cel de-al treilea corolar al legii încrederii, este? Atunci când nu este vorba de vânzare, nimeni nu este interesat să asculte. Mulți oameni discută mult în fiecare zi pentru a încheia vânzări, însă atunci când nu este implicată nicio vânzare, foarte puțin dintre ei știu să asculte. Deseori, clienții care la început nu par interesați de oferta dumneavoastră, vor deveni din ce în ce mai interesați și se vor hotărâ să cumpere de la dumneavoastră pentru simplul motiv că îi ascultați cu atenție și dați impresia că vă pasă de ei și de situația lor. Cel de-al patrulea corolar al acestei legi este: Dacă știți să ascultați, veți crea o relație bazată pe încredere. Acest lucru este valabil în orice relație. Cel mai mult vă plac oamenii care vorbesc despre ceva important pentru dumneavoastră. Același lucru este valabil și pentru clienți. Clienții se gândesc în permanență la ei. Preferă întotdeauna o persoană care ascultă cu atenție atunci când ei vorbesc despre ceea ce îi preocupă. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Structurați-vă conversațiile cu clienții. În jurul unor întrebări bine formulate și bine gândite, care pornesc de la general către particular. Amintiți-vă în permanență că a vorbi nu înseamnă a vinde. 2. Încercați cât mai des să ascultați de două ori mai mult decât vorbiți. Nu vă speriați de momentele de tăcere din timpul conversațiilor cu clienții. Cu cât îl ascultați cu mai multă atenție pe clientul dumneavoastră potențial, cu atât veți înțelege mai bine cum să vă structurați oferta în așa fel încât să reprezinte exact ceea ce își dorește el. 67. Legea relațiilor Toate vânzările reprezintă în cele din urmă vânzarea unei relații. Oamenii nu cumpără produse sau servicii. Ei cumpără oameni care vând produse sau servicii. Înțelegerea produselor și a serviciilor este mai complexă și mai dificilă ca niciodată. Din cauza nivelelor ridicate de risc și nesiguranță pe care le prezintă produsele sau serviciile, și din cauza varietății de opțiuni disponibile pentru client, relația devine elementul de bază al vânzării oricărui produs sau serviciu. Primul corolar al acestei legi este: Clienții doresc mai întâi. O relație. Înainte de a se gândi serios la o ofertă de vânzare, clienții doresc să se asigure că pot avea încredere că agentul de vânzări și compania își vor îndeplini angajamentele după ce ei vor da banii. Clienții încearcă să construiască o relație cu furnizorul înainte de a lua decizia de a cumpăra sau nu. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este: În vânzările complexe, Relația continuă și după vânzare. După ce au luat decizia de a cumpăra, clienții ajung să depindă de garanțiile și asigurările date de companie cu privire la utilizarea satisfăcătoare a produsului. Decizia de a cumpăra un produs sau serviciu este o decizie de a începe o relație pe termen lung cu persoana și compania care îl furnizează. Cel de-al treilea corolar al legii relațiilor este: Relația este mai importantă decât produsul sau serviciul. Clienții din ziua de astăzi, cel puțin la început, consideră majoritatea produselor sau serviciilor mărfuri care pot fi procurate din diferite surse. Clientul face în mod invariabil alegerea în funcție de agentul de vânzări sau compania care i-a inspirat cea mai mare încredere cu privire la relația de afaceri în care va fi implicat. Agenții de vânzări și companiile care au cel mai mare succes sunt cele care stabilesc relații pe termen lung cu clienții lor. Fac toate eforturile pentru a menține calitatea acestor relații, dând dovadă de grijă, atenție, sensibilitate, încredere, sprijin și promptitudine în rezolvarea reclamațiilor și cererilor. Nu uitați să spuneți fiecărui client că doriți să construiți și să mențineți o relație pe termen lung cu el. Acesta este deseori cel mai important factor în determinarea unei decizii de cumpărare. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Începeți un proces de gestionare a relațiilor. Întrețineți un contact regulat cu clienții dumneavoastră actuali și potențiali. Arătați-le că îi apreciați, găsind diferite moduri de a spune mulțumesc. 2. Cheltuiți-vă 20% din timpul și resursele proprii adresându-vă clienților care au cumpărat deja de la dumneavoastră. Feriți-vă de entropia relațională și nu luați drept bun tot ceea ce spun clienții. Acest lucru poate fi fatal pentru orice relație cu privire la vânzări. Nu uitați! Cea mai bună sursă care vă poate oferi referințe favorabile o reprezintă un client mulțumit. Sarcina dumneavoastră este să creați și să păstrați astfel de clienți într-un număr cât mai mare. 68. Legea prieteniei. O persoană nu va cumpăra de la dumneavoastră până când nu va fi convinsă că îi sunteți prieten și până când nu veți acționa în interesul ei. Această lege este numită în vânzări factorul de prietenie. Adevărul incontestabil este că aproape toate relațiile de succes în domeniul afacerilor sunt construite pe baza unei prietenii între părțile implicate. Agenții de vânzări buni sunt oameni care știu să lege prietenii. Pot cu ușurință să transforme străinii în prieteni oriunde merg. Sunt relaxați, plăcuți și interesați de ceilalți oameni. Aceștia, din urmă, îi plac la rândul lor și sunt dispuși să facă afaceri cu ei. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Pentru a avea un prieten, trebuie să arătați mai întâi dumneavoastră că sunteți dispus să fiți un prieten. Gândiți-vă la clienții dumneavoastră potențiali ca la niște prieteni personali. Cum ați putea să îi tratați în așa fel încât să simtă că vă pasă de ei? 2. Cei mai buni clienți dumneavoastră vor fi oamenii care vă plac cel mai mult și de care vă place cel mai mult. Ce ați putea face pentru a crea și a menține cât mai multe dintre aceste prietenii de afaceri? 69 Legea poziționării Percepția clientului asupra dumneavoastră și asupra companiei dumneavoastră reprezintă realitatea sa și îi determină comportamentul cu privire la cumpărare. Produsele și serviciile care au cel mai mare succes sunt cele pe care clientul le percepe ca venind de la furnizorii cei mai solicitați și de încredere. Când vă gândiți să beți o băutură răcoritoare, aveți obiceiul să spuneți: "Am chef de o Coca-Cola." Dacă vă curge nasul, cereți cuiva să vă dea un Kleenex. Dacă aveți nevoie de copia unui document, cereți cuiva să vă facă un xerox. Această poziție dominantă oferă produselor un avantaj competitiv pe piață, care se traduce prin vânzări mai multe cu o marjă de profit mai mare. Realizate cu mai multă ușurință. Primul corolar al legii poziționării este: Fiecare element vizual legat de aspectul produsului, ambalaj, modul de tipărire al ambalajului, materiale promoționale, creează o anumită percepție. Nimic nu este lipsit de importanță. Tot ceea ce faceți sau nu reușiți să faceți. Tot ceea ce vede clientul dumneavoastră sau nu reușește să vadă, tot ceea ce aude sau nu, contribuie la formarea percepției sale cu privire la dumneavoastră și la compania dumneavoastră. Totul contează. Cel de al doilea corolar al legii poziționării este: cei mai buni agenți de vânzări se plasează pe poziția furnizorilor preferați în domeniul produselor și serviciilor lor. Clientul va plăti întotdeauna mai mult pentru un produs sau serviciu similar, din simplul motiv că dumneavoastră sunteți cel care vinde și promovează produsul. Companiile și agenții de vânzări care au cel mai mare succes sunt cei care și-au creat o poziție puternică pe segmentul lor de piață, fiind considerați standardul cu care se compară concurența. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Aflați care sunt cuvintele pe care le folosesc clienții dumneavoastră pentru a vă descrie în fața celorlalți. Ce gândesc despre dumneavoastră, despre produsele și serviciile pe care le oferiți? Cunoașteți acest lucru? Găsiți-vă poziția exactă pe segmentul de piață, apoi hotărâți-vă ce ar trebui să faceți pentru a profita cât mai mult de ea. 2 hotărâți cu precizie care ați dori să fie percepția clienților despre dumneavoastră. Care sunt cuvintele exacte pe care ați dori ca ei să le folosească atunci când vorbesc despre dumneavoastră cu ceilalți? Ce ați putea face începând de astăzi pentru a construi acea percepție în mintea clienților? 70. Legea perspectivei Modul în care sunteți privit de către clienții dumneavoastră vă determină venitul. Reputația dumneavoastră, modul în care sunteți cunoscut de către clienți, modul în care ei gândesc și vorbesc despre dumneavoastră în absența dumneavoastră, determină într-o mare măsură cât de mult vindeți și cât de mult câștigați. Primul corolar al legii perspectivei este. Atunci când clientul dumneavoastră consideră că munciți pentru el, vă veți situa printre primii 10% din domeniul dumneavoastră din punct de vedere al banilor pe care îi câștigați. Mai multe mii de clienți au fost intervievate pe larg cu privire la obiceiurile lor de cumpărare și la motivele pentru care aleg un agent de vânzări în favoarea altuia. Cel mai frecvent invocat motiv a fost sentimentul pe care îl aveau. Cu privire la faptul că agentul de vânzări lucrează pentru mine, nu pentru compania sa. O întrebare foarte bună pe care trebuie să vă puneți în permanență este: cum ar trebui să mă privească toți clienții mei pentru a avea o situație avantajoasă pe piață? Dacă v-ați transforma într-o muscă și ați putea asista la o conversație între unul dintre clienții dumneavoastră și un client potențial, cu privire la dumneavoastră și compania dumneavoastră, ce ați dori să spună acesta? Oricare ar fi răspunsul, asigurați-vă că tot ceea ce faceți în interacțiunea dumneavoastră cu fiecare client îl determină să spună lucruri avantajoase despre dumneavoastră atunci când nu sunteți prezent. Cel de-al doilea corolar al legii perspectivei este. Oamenii care câștigă cei mai mulți bani în domeniul vânzărilor sunt considerați consultanți, consilieri, sfătuitori, nu agenți de vânzări. Clienții îi privesc pe agenții de vânzări ca pe niște prieteni care încearcă să îi ajute să își rezolve problemele și să își atingă obiectivele. Se consideră profesori și sfătuitori. Cu cât încercați mai mult să vă ajutați clienții să obțină ceea ce au nevoie și să îi învățați ce rol pot avea produsele și serviciile dumneavoastră pentru ei, cu atât veți fi considerat într-o măsură mai mare prieten și cu atât vor cumpăra mai mult de la dumneavoastră. Cu cât știți mai bine să vă purtați în așa fel încât să formați în mintea clienților percepția de care se bucură cei mai de succes agenți comerciali, cu atât mai repede veți obține aceleași rezultate ca și ei. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Hotărâți-vă ce vreți să gândească clienții despre dumneavoastră. În ce fel ar trebui să vă descrie aceștia pentru a arăta că sunteți important pentru ei? Ce puteți face pentru a crea această percepție în mintea clienților? 2. Poziționați-vă ca și cum ați munci pentru clienți, nu pentru compania dumneavoastră. Concentrați-vă exclusiv asupra clienților și nevoilor, problemelor, situațiilor lor și discutați întotdeauna despre modul în care i-ați putea ajuta să își realizeze obiectivele. 71. Legea planificării anticipate Cei mai buni agenți de vânzări se pregătesc temeinic înaintea fiecarei convorbiri telefonice cu clienții. Nu vă puteți imagina un atlet de succes care nu s-a antrenat în mod regulat și nu s-a încălzit serios înaintea competiției. De fapt, perioada de antrenament pentru un atlet consumă mai mult timp decât concursul în sine. În fiecare domeniu în care este nevoie de efort și abnegație, cei mai antrenați și dedicați profesioniști ajung întotdeauna în vârf. Dacă doriți să fiți cel mai bun, și să obțineți rezultatele pe care le obțin cei mai buni, trebuie să faceți aceleași lucruri pe care le fac și ei. Adică să vă pregătiți în permanență, să fiți ultra-pregătit. Primul corolar al legii planificării anticipate este: agentul de vânzări care cunoaște cel mai bine situația reală a clientului va avea cele mai multe șanse de a încheia vânzarea. Cu cât acordați mai mult timp pentru a-l înțelege în profunzime pe clientul dumneavoastră potențial și situația acestuia, cu atât este mai posibil să vă aflați în conjunctura de a vinde în momentul cel mai important. Cel de-al doilea corolar al legii planificării anticipate este: Profesioniștii în domeniul vânzărilor își planifică din timp întrebările. Ben Feldman, agent de vânzări pentru compania de asigurări New York Life Insurance, a intrat în cartea recordurilor ca cel mai bun agent de vânzări al tuturor timpurilor. Era renumit pentru cele două ore pe care le petrecea în fiecare noapte, revizuind și repetând materialul de prezentare, în așa fel încât să fie foarte bine pregătit a doua zi. Heinz Goldman, în cartea sa How to Win Customers, a demonstrat că 95% dintre agenții de vânzări ar putea să își îmbunătățească rezultatele dacă își reconstruiesc prezentările. Alegerea cuvintelor pentru formularea unei întrebări sau a unui răspuns poate avea un efect semnificativ, iar singurul mod de a fi sigur că folosiți cea mai bună construcție a frazei este să notați și să repetați totul de foarte multe ori. Cel de-al treilea corolar al legii planificării anticipate este: Puterea se află de partea agentului de vânzări care ia cele mai bune notițe. Planificați-vă vânzările, așa numitele obiective, laborios înainte de a vă întâlni cu clientul. Notați și identificați exact ceea ce sperați să realizați în urma acelei vizite. După ce telefonați clientului, notați repede tot ceea ce s-a spus în acea convorbire. Nu aveți încredere în memorie. Nu uitați proverbul chinezesc, cerneala cea mai pală este mai durabilă decât memoria cea mai bună. Veți fi uimit să vedeți cât de impresionant veți părea atunci când veți începe conversația cu clientul după ce ați revizuit dosarul acestuia cu câteva minute înainte. Clienții știu întotdeauna dacă v-ați făcut tema. Și nu uitați, detaliile fac diferența. Agentul de vânzări, care și-a dedicat cea mai mare cantitate de timp pentru a se familiariza cu cele mai specifice nevoi ale clientului, este agentul care construiește cel mai ridicat nivel de încredere și cea mai bună relație cu clientul. Pregătirea temeinică este condiția esențială pentru a avea succes în domeniul vânzărilor. Să vedem. Cum puteți aplica această lege imediat? 1. Faceți-vă un obicei din a planifica și revizui în profunzime prezentarea dumneavoastră înainte de a da telefon clientului. Întocmiți o listă cu elementele cele mai importante pe care trebuie să le repetați înainte de a părăsi casa sau biroul. Hotărâți-vă să nu fiți prins niciodată că nu v-ați făcut tema la timp. 2. Memorați toate remarcile clientului. Notați-le imediat după întâlnirea cu acesta. Întocmiți un dosar al clientului care ar putea fi înmânat unui alt agent de vânzări fără să se piardă vreodată esențială. Nu aveți niciodată încredere în memoria dumneavoastră. 72. Legea motivației contrare Fiecăruia îi place să cumpere, Însă nimănui nu îi place să i se vândă. Oamenilor nu le place să simtă că ar fi destinatarii sau victimele unei prezentări de marketing. Le place să ia singuri hotărâri pe baza informațiilor corecte care le-au fost transmise. Primul corolar al legii motivației contrare este: Cei mai buni agenți de vânzări sunt considerați consilieri. Care îi sprijină pe clienții potențial pentru a obține ceea ce vor și ceea ce au nevoie. Nu uitați că, înainte de toate, percepția clienților determină modul în care aceștia se poartă față de un agent de vânzări. Trebuie să faceți tot ce vă stă în putință pentru a crea impresia că nu vindeți, ci ajutați. Cel de-al doilea corolar al legii motivației contrare este. Cei mai buni agenți de vânzări sunt profesori care arată clienților modul în care funcționează produsele și serviciile lor pentru a le satisface nevoile. Cu cât clienții vă consideră mai mult un profesor, cu atât este mai posibil să vă perceapă drept consultant sau consilier. În cazul în care clientul dumneavoastră simte, chiar și numai pentru o clipă, că încercați să îl obligați să cumpere ceva, va opune rezistență și va da înapoi. Cea mai importantă parte a vânzării este calitatea legăturii de încredere care există între dumneavoastră și client. Nu vă puteți permite să faceți nimic din ceea ce ar pune în pericol această legătură de încredere. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la dumneavoastră ca la un profesor, și considerați-vă prezentarea de marketing un plan de lecție. Începeți întotdeauna prezentarea căzând de acord cu clientul asupra valorii sau beneficiului pe care acesta îl caută și pe care îl puteți oferi. 2. Construiți-vă prezentarea în așa fel încât să demonstrați, să explicați și să puneți întrebări pentru a câștiga acordul clientului. Considerați-vă un profesor care are un elev ambițios, capabil și dornic de muncă. Dați-mi voie să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Orice este posibil pentru agenții de vânzări care știu ce fac, cred în ceea ce fac și iubesc ceea ce fac. Pentru a vă realiza întregul potențial în vânzări, pentru a ajunge în procentul de 10% format din cei mai prosperi oameni din domeniul dumneavoastră, trebuie să urmați legile vânzării. Nerespectarea uneia dintre aceste legi. Poate anihila eforturile dumneavoastră și reduce dramatic vânzările. Totul contează. Legile negocierii Abilitatea de a vă înțelege cu ceilalți este probabil cea mai importantă calitate pe care o puteți dezvolta în cazul în care doriți cu adevărat să aveți succes și să fiți mulțumit în afaceri și în viața personală. Daniel Goleman, de la Universitatea Harvard, numește această calitate inteligența emoțională sau EQ, Emotion Quotient, coeficient emoțional. El arată că EQ este mai important decât IQ, coeficientul de inteligență, în realizarea succesului în afaceri și în viață. Capacitatea dumneavoastră de a interacționa cu alții pentru a comunica, a convinge și a negocia, vă determină venitul mai mult decât orice alt factor. Capacitatea dumneavoastră de a vă înțelege bine cu ceilalți vă hotărăște fericirea în proporție de 85%. Prin urmare, merită să faceți tot ceea ce vă stă în putință pentru a fi foarte bun în această zonă. Legile negocierii sunt strâns legate de economie. Fiecare om se poartă în mod economic, în sensul că se străduiește să negocieze cea mai bună situație sau să obțină cel mai bun rezultat pentru el în fiecare împrejurare. Fiecare tranzacție sau negociere financiară se bazează pe principiul valorii subiective. Conform acestui principiu, o tranzacție este posibilă. Atunci când ambele părți prețuiesc ceea ce primesc mai mult decât ceea ce dau în schimb. Atunci când negociați, respectați întotdeauna legile economice de minimizare și maximizare. Doriți să obțineți cel mai mult pentru cât mai puțin, din toate punctele de vedere. Negociați în permanență, într-un fel sau altul. Atunci când mergeți la restaurant, negociați mai întâi pentru a primi o masă. Iar apoi, pentru a primi felul de mâncare pe care îl doriți cel mai mult, negociați prețuri, condiții, programe, standarde și o mie de alte detalii. Procesul este nesfârșit. Negociați cu familia, prietenii și colegii dumneavoastră cu aceeași naturalețe cu care respirați. Întrebarea nu este dacă negociați sau nu, ci cât de bine o faceți. Principiul consecințelor secundare se aplică pentru majoritatea negocierilor. Acest principiu prevede că orice negociere are anumite consecințe secundare, în special în situația în care va trebui să interacționați cu aceeași persoană din nou. Cei mai buni negociatori sunt, prin urmare, cei care sunt capabili să ia în considerare atât consecințele pe termen scurt, cât și consecințele pe termen lung. Învățarea și practicarea legilor negocierii vă vor ajuta să obțineți mai multe dintre lucrurile pe care le doriți cu adevărat, mai bine, mai repede și mai ușor decât până atunci. Dacă folosiți aceste legi în mod consecvent, vă veți îmbunătăți fiecare aspect al vieții. 73. Legea Universală a Negocierii Totul este negociabil. Toate prețurile și condițiile sunt stabilite de cineva. Prin urmare, pot fi schimbate. Ceea ce nu înseamnă că vor fi schimbate cu siguranță, însă există întotdeauna o șansă să fie schimbate. Atunci când începeți să priviți viața ca pe un proces de negociere lung și vast, veți descoperi că aproape fiecare situație. Cuprinde elemente care pot fi negociate pentru îmbunătățirea termenilor și condițiilor pentru dumneavoastră și pentru alții. Primul corolar al acestei legi este: Prețurile sunt cea mai bună estimare aproximativă a ceea ce va plăti clientul. Acest lucru înseamnă că stabilirea prețurilor este foarte puțin legată de realitatea obiectivă. Costul fabricării și comercializării unui anumit produs sau serviciu are foarte puțin de-a face cu prețul care îi se aplică. Prețul este arbitrar și reflectă opinia cuiva cu privire la ceea ce poate suporta piața în acel moment. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este: Fiecare preț a fost stabilit de cineva și, prin urmare, poate fi schimbat. Într-o zi am intrat într-un magazin scump de confecții pentru bărbați. Era februarie, aproape de sfârșitul iernii. Am văzut un sacou de cașmir de 500 de dolari, al cărui preț fusese redus la 350 de dolari și era expus într-un loc vizibil. L-am întrebat pe vânzător dacă ar putea să vândă haina la 250 de dolari. Vânzătorul a fost puțin șocat. Mi-a spus că este imposibil. Nimeni nu a negociat niciodată prețurile în acest tip de magazine. Mi-am dat seama că aveam de-a face cu o persoană care nu avea autoritatea de a negocia, iar directorul lua prânzul în oraș în acel moment. Prin urmare, am scris politicos suma de 250 de dolari pe spatele cărții mele de vizită și l-am rugat pe vânzător să o dea directorului atunci când se întoarce. Apoi m-am întors la birou. La 14:30, telefonul a sunat. Și un vânzător foarte surprins îmi spunea că a mers la director, iar directorul a fost de acord să accepte suma de 250 de dolari pentru sacoul de cașmir. Chiar și vânzătorul era uimit, deoarece nu știa că totul este negociabil. Nu fiți intimidat de prețurile scrise, fie pe etichete, fie în scrisori sau contracte. Presupuneți că sunt scrise cu creionul și pot fi cu ușurință șterse și înlocuite cu ceva mai favorabil pentru dumneavoastră. Cheia este să cereți acest lucru. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Începeți astăzi să cereți prețuri și condiții mai bune, indiferent de ceea ce vi se oferă inițial. Principalul motiv pentru care oamenii nu cer condiții mai bune este teama subconștientă de a fi respinși. Iar singurul mod de a depăși o temere este să o confruntați, să faceți lucrul de care vă este frică până în momentul în care temerea dispare. 2. Faceți ca solicitarea unor prețuri mai bune să devină un joc. Cereți politicos, într-un mod cald și prietenos, pozitiv, cu răbdare și încredere. Însă cereți fără să ezitați. Și veți fi uimit de cât de repede vor fi dispuși oamenii să îmbunătățească pentru dumneavoastră condițiile dacă cereți acest lucru. 74. Legea evenimentelor viitoare Scopul unei negocieri este să ajungeți la o înțelegere prin care ambele părți să își satisfacă nevoile și să fiți motivați să vă îndepliniți promisiunile în așa fel încât să faceți afaceri cu același partener și pe viitor. Să divizăm această lege în părți constitutive. Mai întâi, scopul unei negocieri este de a ajunge la o înțelegere. Se presupune, însă nu este întotdeauna adevărat, Că ambele părți doresc să facă afaceri una cu cealaltă. Dacă una dintre părți nu dorește acest lucru și negociază din diferite alte motive, cealaltă parte poate fi dezavantajată. În al doilea rând, rezultatul negocierii trebuie să reiasă astfel încât ambele părți să își satisfacă nevoile. Acest lucru înseamnă că o înțelegere în care una sau mai multe părți simt că au pierdut nu îndeplinește cerințele de bază ale unei negocieri de succes. Legea afirmă în continuare și să fie motivate să își îndeplinească angajamentele și să facă negocieri pe viitor cu același partener. Sarcina dumneavoastră în fiecare negociere în care aveți de a face cu o persoană cu care ar trebui să negociați și ulterior, este să vă asigurați că cealaltă parte va dori să facă afaceri cu dumneavoastră pe viitor. Să vedem. Cum puteți aplica această lege imediat? 1. Analizați stilul dumneavoastră de negociere. În ce zone v-ați concentrat mai mult asupra câștigului pe termen scurt, fără a lua cu adevărat în considerare problemele pe termen lung care ar putea influența negativ relația? 2. Căutați moduri de a ajunge la înțelegerea finală acceptabilă pentru cealaltă parte. Gândiți-vă sau negociați cu cealaltă parte din nou pe viitor pe baza termenilor și condițiilor pe care le stabiliți astăzi. Cum ați putea îmbunătăți condițiile fără a sacrifica lucrurile care sunt importante pentru dumneavoastră? 75. Legea câștig sau nicio tranzacție Într-o negociere de succes. Ambele părți ar trebui să fie pe deplin mulțumite de rezultat și să simtă că fiecare dintre ele obține un câștig. În caz contrar, nu se va încheia nicio tranzacție. Un negociator foarte sigur pe sine mi-a povestit cu mândrie despre o tranzacție dificilă pe care a încheiat-o cu o organizație națională pentru distribuția produselor companiei sale. În urma mai multor solicitări și amenințări. A negociat un contract care îi aducea un profit, atât în plăți directe, cât și în procent de vânzări, mult mai mare decât orice alt contract încheiat cu alți clienți pentru care compania sa livrase produse. Întâmplător îi cunoșteam destul de bine pe oamenii care au încheiat afacerea cu această persoană. I-am întrebat cum vor proceda cu ceilalți clienți atunci când aceștia vor afla condițiile. Mi-au spus că nu era nicio problemă. Au fost de acord să plătească prețuri mai mari și drepturi de autor pentru tot ceea ce vindeau, însă nu au fost de acord să vândă. Și, într-adevăr, nu au vândut. Nu aveau niciun stimulant pentru a colabora mai departe cu acea persoană, și niciun motiv pentru care să dorească să facă din nou afaceri cu ea. Și nici nu au mai făcut până în ziua de azi. În orice negociere, ar trebui să aveți în vedere o soluție de tipul. Ambele părți câștigă sau nu se încheie nicio tranzacție. Dacă nu se obține un câștig pentru ambele părți, refuzați să încheiați tranzacția. Dacă v-ați hotărât că veți fi de acord cu o înțelegere satisfăcătoare pentru ambele părți, acest lucru nu înseamnă că trebuie să acceptați orice înțelegere pe care nu o considerați tocmai avantajoasă. Valorile și intențiile dumneavoastră fiind foarte clare, vă aflați acum în situația în care trebuie să folosiți fiecare strategie și tactică disponibilă pentru a obține cea mai bună tranzacție, atât pentru dumneavoastră cât și pentru cealaltă parte, una de care să fie toată lumea mulțumită. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă cum s-ar putea ajunge la o înțelegere avantajoasă pentru ambele părți în orice interacțiune, la serviciu și acasă. Căutați o cale de mijloc care să satisfacă cele mai stringente dorințe ale ambelor părți. Fiți creator în ceea ce privește sugerarea alternativelor, prin care atât dumneavoastră cât și cealaltă persoană puteți obține mai mult din ceea ce vă doriți. 2 examinați orice situație în care vă aflați astăzi și de care nu sunteți mulțumit. Cum ați putea schimba termenii și condițiile în așa fel încât cealaltă persoană să obțină mai mult din ceea ce își dorește, oferindu-vă dumneavoastră mai mult din ceea ce vă doriți? 76. Legea posibilităților nelimitate Puteți obține întotdeauna o tranzacție mai bună dacă știți cum să faceți acest lucru, nu trebuie niciodată să acceptați mai puțin și să vă simțiți nemulțumit de rezultatul oricărei negocieri. Există întotdeauna o modalitate prin care puteți obține condiții sau prețuri mai bune, fie că sunteți vânzător sau cumpărător. Sarcina dumneavoastră este să găsiți această modalitate. Primul corolar al acestei legi este. Dacă doriți o tranzacție mai bună, cereți-o! Cuvântul a cere este cel mai puternic cuvânt din lumea afacerilor și negocierilor. Majoritatea oamenilor sunt paralizați într-o asemenea măsură de teama de a fi respinși și dezaprobați, încât le este frică să ceară ceva neobișnuit. Pur și simplu acceptă ceea ce li se oferă și speră să obțină ce e mai bun. La unul dintre seminarele mele a participat un agent de vânzări imobiliare care se ocupa de achiziționarea caselor. Strategia sa este simplă. Oricare ar fi prețul, oferă 50 sau 60% din acea sumă în bani lichizi, fără nicio condiție. Ofertele sale apar într-un interval de timp scurt. Vânzătorii îl insultă și îi închid telefonul. Totuși, din 100 de încercări, reușește să găsească un vânzător motivat, dispus să vândă imediat. Prin urmare, acesta acceptă oferta. Secretul său este simplu: cere oamenilor să-i vândă casele la prețuri mult mai mici decât oricine altcineva. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este: oricare ar fi prețul sugerat, reacționați cu surpriză și dezamăgire. Nu uitați, majoritatea oamenilor umflă prețul nejustificat, cer întotdeauna mai mult decât se așteaptă să primească sau oferă mai puțin decât ar trebui să ofere pentru banii pe care se așteaptă să îi primească. Într-un caz sau altul, ar trebui să dați înapoi și să creați impresia că sunteți oarecum surprins, indiferent de preț sau ofertă. Deseori atunci când întrebați o persoană cât de mult costă un produs, și dați înapoi atunci când vi se oferă prețul, persoana respectivă va scădea prețul imediat. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este: Dați întotdeauna de înțeles că vă puteți descurca mai bine în altă parte nimic nu îl face pe vânzător să scadă prețul mai repede decât afirmația dumneavoastră că puteți obține același produs la un preț mai mic dacă apelați la o altă sursă. Acest lucru zguduie întotdeauna încrederea în sine a unui agent de vânzări care simte că poate pierde tranzacția și, în consecință, scade prețul. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Abilitatea de a negocia este o calitate pe care ajungeți să o stăpâniți doar dacă o practicați. Profitați de fiecare ocazie pentru a negocia un preț mai mic pentru produse, mai ales în situațiile în care nu vă pasă cu adevărat de rezultat. Participați la vânzări de garaj. Vânzări la care participă concurenți cu cheltuieli de regie mici. Care oferă o linie limitată de produse cu volum mare, adesea la prețuri mai mici decât cele oferite de liderii internaționali ai industriei. Și oferiți o parte mică din prețul care a fost cerut. Veți fi uimit de cât de repede veți ajunge să stăpâniți tehnica de a obține prețuri mai bune. 2. Faceți-vă temele. Verificați și cereți alte prețuri cu cât puteți oferi mai multe exemple atunci când cereți prețuri mai scăzute, cu atât cealaltă parte va coborâ mai repede prețul la o sumă acceptabilă pentru dumneavoastră. 77. Legea celor patru Există patru aspecte esențiale care trebuie hotărâte în cadrul fiecarei negocieri. Tot restul depinde de acestea. Am participat timp de două sau trei zile la sesiuni de negociere, în cadrul cărora de ambele părți ale mesei se aflau echipe de oameni de afaceri instruiți, care discutau 50 de pagini cu tot felul de detalii doar pentru a ajunge în final la patru aspecte esențiale. Primul corolar al legii celor patru este: 80% sau mai mult din conținutul negocierii va oscila în jurul acestor patru aspecte. Legea celor patru și procentul de 80% se vor dovedi adevărate în aproape fiecare caz. În cele din urmă, veți descoperi că marea parte a discuției și cele mai importante puncte ale negocierii oscilează în jurul a patru aspecte fundamentale. Cel de-al doilea corolar al legii celor patru este? Dintre cele patru aspecte esențiale ale oricărei negocieri, unul va fi aspectul principal, iar celelalte vor fi aspectele secundare. De exemplu, s-ar putea să vă hotărâți să cumpărați o mașină nouă. Cele patru elemente de bază care urmează a fi hotărâte sunt prețul, valoarea negociată a mașinii, culoarea și accesoriile. În cele din urmă, vă veți hotărâ asupra unui model de mașină și asupra a trei dealeri care vând. Veți lua propria decizie pe baza combinării acestor patru aspecte, prețul fiind probabil principalul aspect. Importanța celorlalte trei variind în funcție de situația și preferințele personale. Legea celor patru poate avea un efect puternic dacă cele două părți nu clasifică importanța celor patru aspecte în același mod. O parte s-ar putea să fie mai preocupată de preț, iar cealaltă mai preocupată de condiții. Acest lucru Poate contribui la obținerea unei soluții în care ambele părți câștigă. Soluția va satisface cele mai importante nevoi ale fiecărei părți. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la un lucru costisitor și complex pe care l-ați achiziționat în trecut. Care au fost cele patru considerații cheie ale dumneavoastră? Care au fost considerațiile celeilalte părți? Cum ați ajuns la o înțelegere? 2. Gândiți-vă la o posibilă negociere în munca dumneavoastră. Întocmiți o listă cu toate considerațiile și clasificațiile în ordinea importanței pentru dumneavoastră. Întocmiți o listă cu considerațiile celeilalte părți în ordinea importanței. Cum puteți folosi aceste informații pentru a obține o tranzacție mai bună? 78. Legea Organizării Timpului Organizarea timpului este totul într-o negociere. O negociere poate fi încheiată sau anulată în momentul în care are loc. În orice situație, există un prea devreme și un prea târziu. Iar atunci când organizarea timpului este corectă, Veți obține întotdeauna o tranzacție mai bună. Primul corolar al legii organizării timpului este: Cu cât nevoia este mai urgentă, cu atât negociatorul este mai puțin eficient. Dacă vă grăbiți să încheiați o tranzacție, capacitatea dumneavoastră de a negocia bine în nume propriu scade dramatic. Dacă cealaltă persoană este nerăbdătoare să încheie tranzacția, ea se află într-o situație dezavantajoasă pe care o puteți exploata în folosul dumneavoastră. De exemplu, fiecare companie are anumite ținte de vânzări pentru fiecare lună, fiecare trimestru și fiecare an. Fiecare agent de vânzări are un coeficient de vânzări pentru fiecare lună. Prin urmare, atunci când cumpărați un produs de care nu aveți nevoie imediat, Veți obține întotdeauna cea mai bună tranzacție dacă așteptați până la sfârșitul lunii, atunci când agenții de vânzări sunt constrânși să își realizeze țintele. Cel de-al doilea corolar al legii organizării timpului este: Persoana care își permite să se grăbească va obține tranzacția cea mai dezavantajoasă. Dacă cineva afirmă insistent că are nevoie de o decizie imediată, puteți răspunde astfel. Dacă trebuie neapărat să primiți un răspuns chiar acum, atunci răspunsul este nu. Însă dacă îmi acordați puțin timp pentru a mă gândi, răspunsul s-ar putea să fie diferit. Pe de altă parte, puteți folosi această tactică în avantajul dumneavoastră, în așa fel încât cealaltă persoană să fie constrânsă să ia o decizie, acceptându-vă condițiile. Important este să nu lăsați pe altcineva să vă facă dumneavoastră acest lucru. Cel de-al treilea corolar al legii organizării timpului este: Rezolvați 80% din aspectele esențiale ale oricărei negocieri în ultimele 20% ale timpului alocat pentru negociere. Se pare că există o tendință naturală de a amâna hotărârea celor mai importante aspecte. Acest lucru înseamnă că într-o negociere trebuie să aveți răbdare. Trebuie să fiți pregătit pentru rezolvarea problemelor cheie în ultimul moment. Dacă se întâmplă ca problemele cheie să fie rezolvate mai devreme, veți fi surprins în mod plăcut. Însă aceasta este excepția, nu regula. O ultimă precizare cu privire la organizarea timpului. Ori de câte ori produsul care constituie subiectul negocierii implică o sumă foarte mare de bani, are o durată de exploatare lungă sau în cazurile în care decizia va dura prea mult și este pentru prima dată când negociați în acest domeniu, obțineți mai mult timp pentru dumneavoastră. Rezervați-vă cel puțin 24 de ore, dacă nu chiar o săptămână întreagă, pentru a vă gândi la această decizie înainte de a acționa. Folosiți timpul ca pe o armă pentru a vă consolida poziția și pentru a vă îmbunătăți abilitatea de a lua decizii mai bune. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Atunci când negociați, stabiliți termene limită pentru cealaltă parte ori de câte ori este posibil. Nu uitați regula vânzărilor. Urgența și vânzarea sunt incompatibile. Puteți extinde întotdeauna termenul limită dacă cealaltă parte este ezitantă. 2. Evitați termenele limită impuse pentru dumneavoastră. Ori de câte ori este posibil. Spuneți-i părți că nu veți lua o decizie astăzi, indiferent de ceea ce se stabilește. Acordați-vă cel puțin 24 de ore pentru a vă gândi înainte de a lua o hotărâre. Reflectați cu seriozitate, în timpul nopții. Veți fi uimit de cât de bine veți gândi atunci când ați lăsat să intervină o perioadă de timp între dumneavoastră și decizia pe care trebuie să o luați. 79. Legea condițiilor Într-o negociere, condițiile de plată pot fi mai importante decât prețul. Multe produse, cum ar fi casele și mașinile, sunt vândute mai mult pe baza condițiilor de plată și a ratelor dobânzii decât pe baza prețului real sau a produsului. De obicei, oamenii cumpără cea mai scumpă casă pe care o pot plăti. Cumpără cea mai scumpă mașină pe care și-o pot permite în funcție de ratele lunare. Capacitatea dumneavoastră de a schimba condițiile poate fi cheia succesului într-o negociere. Am un prieten care a devenit un agent comercial de succes într-o companie de construcții. Strategia sa era întotdeauna foarte inteligentă. Și-a dat seama că oamenii nu cumpără case, ci cumpără avansuri și condiții de plată lunar. În loc să promoveze aspectul atrăgător al caselor și prețul de vânzare, așa cum făcea concurența, făcea reclamă la ratele lunare care trebuiau plătite pentru achiziționarea unei case. Vânzările sale erau extrem de ridicate, iar el a devenit unul dintre cei mai bine plătiți oameni din domeniul său. Primul corolar al legii condițiilor este: Puteți cădea de acord asupra oricărui preț dacă puteți hotărâ dumneavoastră condițiile. Doi oameni de afaceri mai în vârstă erau fiecare proprietarii unui teren din regiunea Taxen, iar unul dintre ei l-a vândut unui investitor la prețul de un milion de dolari. Un prieten de-al meu, de asemenea investitor, a dorit să cumpere terenul aflat în proprietatea celui de-al doilea om de afaceri, deși nu era un teren foarte bun. Însă acesta, din urmă, a cerut și el un milion de dolari. La negocierea condițiilor, totuși, s-a dovedit că vânzătorul nu avea nevoie de veniturile obținute din valorificarea terenului. Acest lucru i-ar fi influențat negativ valoarea impozitului. Prin urmare, prietenul meu investitor a fost de acord să plătească un milion de dolari pentru teren, însă fără niciun avans, cu plăți anuale scăzute și o rată masivă la sfârșitul a 20 de ani. În aceste condiții, pentru investitor, costul real amortizat al terenului era considerabil mai mic, chiar dacă prețul de vânzare era fixat la un milion de dolari. Cel de-al doilea corolar al legii condițiilor este Nu acceptați niciodată prima ofertă, indiferent de cât de bună pare. Chiar dacă prima ofertă este tot ceea ce puteți cere, nu acceptați. Acționați ca și cum ați fi puțin dezamăgiți. Cereți mai mult timp pentru a reflecta. Cântăriți oferta cu atenție. Fiți conștienți de faptul că oricât de bună ar fi prima ofertă, acest lucru înseamnă că puteți obține o tranzacție și mai bună dacă aveți răbdare. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este: Nu respingeți niciodată o ofertă de la bun început, indiferent cât de inacceptabilă pare atunci când auziți despre ea pentru prima dată. O ofertă proastă poate fi transformată într-o tranzacție bună pentru dumneavoastră dacă puteți dicta condițiile de plată. Puteți spune: Este o sugestie interesantă, e mai mult sau mai puțin decât m-am gândit la bun început. Să vedem dacă există o modalitate prin care putem să o punem în practică. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Nu uitați că puteți obține o tranzacție bună controlând fie prețul, fie condițiile. Dacă cealaltă parte este hotărâtă să obțină cel mai bun preț posibil, puteți fi de acord cu acest lucru, sugerând condițiile care fac ca prețul să fie acceptabil. 2. Căutați în permanență mijloace prin care să extindeți termenul de plată cât mai mult. Orice întârziere sau amânare a plății, în special dacă puteți conveni să nu primiți nicio penalizare pentru aceasta, crește atractivitatea tranzacției, scăzând cheltuielile de casă în prezent. 80. Legea pregătirii temeinice 80% sau chiar mai mult din succesul dumneavoastră în orice negociere va fi determinat de nivelul pregătirii dumneavoastră înainte de negociere. Greșeala de a negocia fără a vă pregăti din timp stă la baza tuturor tranzacțiilor neavantajoase. Cei mai buni negociatori sunt cei care își rezervă un timp destul de lung pentru a se pregăti temeinic și pentru a gândi în profunzime o situație înaintea fiecarei negocieri. Primul corolar al acestei legi este: Faptele înseamnă totul. Asigurați-vă că înainte de a începe negocierea, cunoașteți foarte bine faptele, în special în cazul în care subiectul este amplu sau complicat, sau amplu și complicat în același timp. Nu vă mulțumiți cu faptele aparente, cu faptele presupuse, cu faptele evidente, cu faptele la care sperați. Insistați asupra faptelor reale, pentru că faptele nu mint. Faceți cercetări, puneți întrebări ascultați cu atenție și luați notițe. Acest lucru poate influența foarte mult rezultatul. Cel de-al doilea corolar al legii pregătirii temeinice este Faceți-vă tema! Un detaliu mărunt poate fi tot ceea ce aveți nevoie pentru a reuși într-o negociere. Renumitul avocat lui Nizer a explicat cum, de-a lungul întregii cariere în care a participat la peste 100 de procese majore, a fost capabil să câștige cazurile cele mai dificile datorită pregătirii sale exhaustive. Câteodată, un fapt mărunt pe care îl descoperea în timpul nenumăratelor ore de cercetare era elementul esențial datorită căruia câștiga cazul. Cel de al treilea corolar al legii pregătirii temeinice este verificați-vă supozițiile. Supozițiile incorecte stau la baza tuturor greșelilor. Una dintre supozițiile pe care le face aproape toată lumea atunci când participă la o negociere este legată de faptul că cealaltă parte dorește să ajungă de la bun început la o înțelegere. însă deseori este posibil ca situația să nu fie deloc așa. Trebuie să verificați această supoziție. Câteodată cealaltă parte s-a hotărât deja să încheie tranzacția cu altcineva, să nu mai cumpere sau să nu mai vândă. Probabil că acea parte nu face decât să parcurgă etapele procesului de negociere pentru a vedea cât de bună este tranzacția pe care o poate obține. Probabil că altcineva dorește să vadă care este cea mai bună ofertă a dumneavoastră. Asigurați-vă că vă verificați supozițiile înainte de a investi prea mulți bani sau prea multe sentimente. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți pe hârtie. Notați fiecare detaliu al negocierilor. Notați termenii și condițiile la care vă gândiți. Apoi, identificați-vă presupunerile. Și începeți să adunați informații pentru a le verifica sau a le respinge dacă e cazul. 2. Ori de câte ori este posibil, vorbiți cu cineva care a negociat același tip de tranzacție cu aceeași persoană. Descoperiți ce poate dori cealaltă persoană și ce a hotărât în trecut. Pericolul dinainte știut este pe jumătate înlăturat. 81. Legea autorității. Puteți negocia cu succes doar cu o persoană care are autoritatea de a aproba termenii și condițiile cu care dumneavoastră sunteți de acord. Una dintre cele mai obișnuite tactici de negociere se numește agent fără autoritate. Aceasta este persoana care poate negocia cu dumneavoastră, dar care nu are autoritatea de a încheia tranzacția finală. Indiferent de ceea ce se stabilește, agentul lipsit de autoritate trebuie să se consulte cu altcineva înainte de a confirma condițiile unui contract. Primul corolar al acestei legi este: Trebuie să vă dați seama din timp dacă cealaltă parte are autoritatea de a încheia tranzacția. Rușii erau renumiți pentru obiceiul lor de a trimite agenți fără autoritate la sesiuni internaționale de negociere cu privire la controlul armelor, comerț sau relații externe. Americanii trimiteau negociatori care aveau autoritatea de a încheia acorduri, în timp ce rușii aveau doar autoritatea de a accepta concesii. Cine credeți că a obținut cele mai multe avantaje în urma acestor sesiuni? Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Atunci când aveți de-a face cu cineva care nu poate lua decizia finală, trebuie să pretindeți că și dumneavoastră sunteți incapabil de a lua decizia finală. Plătiți cu aceeași monedă. Dacă cealaltă persoană afirmă că nu poate lua decizia finală, susțineți și dumneavoastră că vă aflați în aceeași situație. Tot ceea ce veți conveni va trebui ratificat de altcineva. Această tactică nivelează terenul de joc și crește flexibilitatea dumneavoastră în cazul unei contraoferte inacceptabile. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Faceți toate eforturile pentru a descoperi, înainte de negociere, cine ia decizia finală. Întrebați persoana cu care stați de vorbă dacă are autoritatea de a încheia o tranzacție pe baza a ceea ce discutați. Dacă nu este posibil, aflați cine are această autoritate și încercați să vorbiți direct cu persoana respectivă. 2. Atunci când nu puteți negocia cu factorul final de decizie, faceți tot ce este posibil pentru a descoperi cu exactitate ce îi s-ar părea acelei persoane acceptabil în luarea deciziei nu uitați să menționați că veți obține aprobarea finală înainte de a lua decizia irevocabilă de a continua. Mențineți-vă opțiunile deschise ori de câte ori este posibil. 82. Legea inversării Dacă vă puneți în situația celeilalte persoane, veți putea să vă pregătiți și să negociați mai eficient. Înaintea fiecarei negocieri care implică foarte mulți bani și un număr mare de detalii, folosiți metoda avocatului, referitoare la pregătirea părții adverse. La Facultatea de Drept, viitorilor avocați, li se dă ca exercițiu un caz, în care au rolul fie de avocat al acuzării, fie de avocat al apărării. Apoi sunt învățați cum să pregătească și cazul celuilalt avocat. Înainte de a începe pregătirea propriului caz. Doar atunci când consideră că au identificat toate problemele pe care avocatul advers le va aduce în discuție, încep să se ocupe de partea lor. Același lucru ar trebui să-l faceți și dumneavoastră. Înainte de a negocia, notați tot ceea ce credeți că va fi important pentru persoana cu care vă veți întâlni. Atunci când ați identificat concesiile majore pe care credeți că cealaltă parte le-ar dori, Puteți să vă gândiți la ceea ce veți oferi în schimb. Acest tip de pregătire prin inversare este semnul distinctiv al negociatorului superior. O tactică puternică pe care o puteți folosi la începutul negocierii este să deschideți discuția cu următoarea întrebare: De ce credeți că vă aflați aici, și ce ar trebui să obțineți în urma acestei discuții? Cealaltă parte va fi de obicei dispusă să răspundă la această întrebare, și veți fi deseori uimit de cât de repede reușiți să treceți la discuțiile esențiale. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți în profunzime și notați fiecare problemă sau cerere pe care credeți că cealaltă parte ar putea să o aibă înainte de a vă întâlni cu ea și de a începe negocierile testați supozițiile, întrebând cealaltă parte care sunt problemele și cerințele ei. 2. Gândiți-vă la o situație reală în care nu sunteți mulțumit de un acord deja încheiat. Cum ați putea examina această situație din punctul de vedere al celeilalte persoane? Și ce sugestii ați putea face pentru a schimba această situație, oferind ceva ce persoana respectivă își dorește, dar nu obține în condițiile date? 83. Legea puterii sporite Persoana cu o putere sporită, reală sau imaginară, va obține cea mai bună tranzacție în orice negociere. Capacitatea dumneavoastră de a recunoaște atât puterea dumneavoastră, cât și puterea celelalte persoane, este esențială pentru obținerea succesului în negocieri. Deseori aveți mai multă putere decât sunteți conștient. Deseori, cealaltă parte are mai puțină putere decât pare să aibă. Trebuie să știți cu exactitate cum stau lucrurile în ambele cazuri. Primul corolar al legii puterii sporite este: Oamenii nu sunt dispuși să negocieze cu dumneavoastră dacă nu simt că aveți puterea de a-i ajuta într-un fel sau altul. Pentru a inspira încredere celeilalte părți într-o sesiune de negocieri, trebuie să aveți ceva ce cealaltă persoană își dorește sau trebuie să fiți în stare să renunțați la ceva ce această persoană își dorește. Trebuie să vedeți întotdeauna situația din punctul de vedere al celeilalte persoane, în așa fel încât să vă puteți poziționa pentru a obține avantajul maxim pentru dumneavoastră. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Puterea este o chestiune de percepție, Depinde de cel care consideră că o deține. Deseori, când sunt servit într-un mod nesatisfăcător în avion sau la hotel, îmi iau un creion și o foaie de hârtie și o întreb politicos, însă direct pe cealaltă persoană: Îmi puteți da numele dumneavoastră, vă rog? Acest lucru ia persoana respectivă prin surprindere. Notez cu atenție informațiile și le pun deoparte. Din acel moment. Serviciul persoanei respective se îmbunătățește vizibil. Cele trei elemente esențiale într-o negociere sunt puterea, pregătirea și organizarea timpului, iar dintre acestea trei, puterea este deseori cea mai importantă și cea mai persuasivă. Există 10 tipuri diferite de putere pe care le puteți dezvolta și folosi, fie în mod individual, fie colectiv pentru a influența și a convinge cealaltă parte implicată în negocieri. Primul tip de putere este puterea indiferenței. Partea care pare a fi cea mai indiferentă cu privire la rezultatul unei negocieri are deseori putere asupra celeilalte, în cazul în care aceasta din urmă își dorește mai mult decât prima parte succesul negocierii. Cea de-a doua formă de putere este puterea penuriei. Ori de câte ori puteți sugera că produsul pe care îl vindeți există în cantități foarte mici, că îl doresc și alte persoane, deci va fi vândut oricum, influențați negocierea în favoarea dumneavoastră. Câteodată, oamenii nu își dau seama cât de mult își doresc ceva până în momentul în care le sugerați dumneavoastră că s-ar putea să nu mai aibă niciodată posibilitatea de a obține acel produs. Cea de-a treia formă a puterii este puterea autorității. Atunci când aveți un nume impresionant sau arătați ca și cum ați avea autoritatea de a lua decizii, intimidați cealaltă persoană și vă permite să obțineți o tranzacție mai bună. În ceea ce privește autoritatea, poate fi extrem de util pentru dumneavoastră să aveți un aspect ce inspiră putere. Atunci când dați impresia că sunteți un om impunător. Cealaltă parte, mai ales dacă nu este la fel de bine îmbrăcată, va fi deseori intimidată și va accepta să încheie o tranzacție mai bună pentru dumneavoastră sau va răspunde mai prompt cerințelor dumneavoastră. Cea de-a patra formă a puterii este aceea a curajului. Creați impresia că aveți curaj în cazul în care sunteți dispus să vă asumați riscuri. Vă exprimați clar și sunteți hotărât fie să obțineți ceea ce vreți, fie să renunțați la afacere. Cel de-al cincilea tip de putere este angajamentul. Atunci când dați impresia că vă angajați să depășiți orice obstacol care poate sta în calea înțelegerii la care trebuie să ajungeți, răspândiți o aură de putere care îi determină deseori pe oameni să coopereze cu dumneavoastră și să continue să facă afaceri cu dumneavoastră. Cea de-a șasea formă a puterii este expertiza. O persoană care este percepută ca expert în orice situație, are putere asupra celor care nu se simt la fel de bine informați. Și cu cât faceți din timp mai multe cercetări și vă pregătiți mai bine, cu atât mai bine informat veți părea. Cea de-a șaptea formă a puterii pe care vă puteți însuși se numește cunoașterea nevoilor celuilalt. Veți dezvolta această formă de putere dacă aflați cât mai multe lucruri despre cealaltă persoană înainte de a începe negocierea. Victor Kayam, proprietarul corporației Remington, a povestit o negociere pentru achiziționarea unei companii mici în care era și el implicat. Kayam a aflat însă cu ce bancă lucra compania și folosindu-și relațiile și-a dat seama că de fapt compania era la un pas de insolvabilitate și proprietarul își dorea cu disperare să vândă. Înarmat cu aceste informații secrete, Caiam a putut să negocieze un preț mai bun pentru eventuala achiziționare a companiei. Cunoașterea nevoilor adevărate ale celuilalt i-a oferit un avantaj net. Cea de-a opta formă a puterii pe care o puteți dezvolta este aceea a empatiei. Imaginea negociatorului dur este în mare măsură fictivă. Fiecare studiu cu privire la negociatorii cei mai buni arată că sunt empatici, modești, orientați către găsirea soluțiilor. Pe scurt, sunt persoane cu care este o plăcere să faci afaceri. Negociatorii buni sunt de obicei oameni amabili. Ei afirmă în mod clar de la bun început că își doresc să găsească o soluție avantajoasă pentru toată lumea. Cea de-a noua formă a puterii pe care o puteți folosi: este recompensarea sau pedepsirea. Când cealaltă parte înțelege că aveți capacitatea de a o ajuta sau de a o împiedica să facă ceva, este de obicei mult mai cooperantă decât în cazul în care simte că nu aveți această putere. Cea de-a zecea și cea din urmă formă a puterii este puterea investițiilor, atât în bani cât și în timp. Atunci când arătați că ați investit foarte mult în subiectul negociat. Acest lucru vă conferă o formă de putere pe care nu ați fi avut-o dacă ați fi cheltuit mai puțin timp și mai puțin efort. În fiecare caz, alegerea dumneavoastră în negociere fie este influențată de cealaltă parte, fie are influență asupra celelalte părți. Cu cât puteți dezvolta mai multe elemente de putere și le puteți folosi în avantajul dumneavoastră într-o negociere, cu atât veți fi mai eficient și mai persuasiv. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Înainte de a face următoarea achiziție, vânzare sau negociere, revizuiți diferitele forme de putere descrise mai sus și gândiți-vă la modul în care le puteți folosi pentru a vă oferi un avantaj. Notați și discutați cu altcineva modul dumneavoastră de gândire pentru a vă asigura că sunteți complet pregătit. 2. Practicați în mod natural puterea indiferenței în fiecare negociere. Atunci când nu creați impresia că sunteți preocupat sau interesat de succesul negocierii, veți intimida cealaltă parte și o veți determina să facă mai multe concesii înainte de a lua o poziție sau de a face o ofertă. 84. Legea Dorinței. Persoana care dorește cel mai mult succesul negocierii are cea mai mică putere de negociere. Negociatorii pricepuți stăpânesc arta de a părea politicoși, însă neinteresați, ca și cum ar avea multe alte opțiuni la fel de atrăgătoare. Primul corolar al legii dorinței este: Indiferent de cât de mult doriți ceva, trebuie să dați impresia că sunteți neutru și detașat. Cu cât un lucru este mai important pentru dumneavoastră, cu atât este mai vital să păreți rece și indiferent. Nu zâmbiți și nu dați impresia că sunteți interesat într-un fel sau altul. O atitudine de ușoară plictiseală este cea mai bună atitudine pe care o puteți adopta. Cel de-al doilea corolar al legii dorinței este: Cu cât determinați cealaltă parte să își dorească mai mult tranzacția, cu atât veți încheia o tranzacție mai bună. Aceasta este, evident, esența unei vânzări de succes. Negustorii chinezi care vindeau pietre prețioase de jad erau renumiți pentru obiceiul lor de a arăta cumpărătorului potențial o singură piatră de jad. Când negustorul scotea o piatră de jad care îi plăcea cu adevărat clientului, pupilele ochilor acestuia din urmă se dilatau foarte mult. Negustorul urmărea cu atenție acest lucru, iar atunci când vedea pupilele dilatându-se, știa ce produs își dorește clientul cel mai mult și cu ce client ar putea să negocieze cel mai eficient. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Înainte de a începe să negociați, întocmiți o listă cu toate beneficiile care ar putea fi obținute de cealaltă parte în urma negocierii cu dumneavoastră. Organizați vă lista în ordinea priorităților, de la avantajele cele mai convingătoare până la cele mai puțin convingătoare. Menționați aceste beneficii cheie în cursul negocierii și urmăriți reacția celeilalte părți. 2. Fiți întotdeauna politicos și prietenos în timpul negocierii. Astfel vă va fi mai ușor să vă schimbați părerea, să faceți concesii și compromisuri, fără ca euul dumneavoastră să vă stea în cale. Această atitudine îi permite și celeilalte părți să facă la rândul ei concesii și să cadă de acord la momentul oportun. 85. Legea reciprocității Oamenii au în subconștient o nevoie adâncă de a răspunde cu aceeași monedă pentru tot ceea ce se face pentru ei. Când cineva face ceva drăguț pentru dumneavoastră, doriți să-i plătiți persoanei respective cu aceeași monedă. Această lege este baza legii contractului, precum și adezivul care fixează majoritatea relațiilor umane. Legea reciprocității se aplică într-o negociere, mai ales atunci când se pune problema de a face concesii. Ideal este ca oricărei concesii făcute de către o parte să îi corespundă o concesie făcută de către cealaltă. Oferirea și obținerea concesiilor este deseori esența unei negocieri. Primul corolar al legii reciprocității este: Prima parte care face o concesie este partea care își dorește cel mai mult tranzacția. Prima persoană care trebuie să facă o concesie este de obicei persoana care face concesii suplimentare, fără ca cealaltă să îi răspundă tot cu o concesie. Majoritatea cumpărătorilor și vânzătorilor sunt conștienți de acest aspect. Ei recunosc că toate concesiile făcute la începutul negocierii denotă nerăbdare și sunt pregătiți să profite din plin de situație. Fiți atent! Cel de-al doilea corolar al legii reciprocității este: Fiecarei concesii pe care o faceți într-o negociere, ar trebui să îi corespundă o concesie egală sau mai mare făcută de către cealaltă parte. Dacă cealaltă parte cere o concesie, puteți să-i o acordați, însă nu fără a cere ceva în schimb. Dacă o persoană cere un preț mai bun, Sugerați că acest lucru ar putea fi posibil, însă va trebui fie să reduceți cantitatea, fie să prelungiți termenul de livrare. Chiar dacă concesia nu are nicio valoare pentru dumneavoastră, trebuie să faceți în așa fel încât să pară valoroasă și importantă în ochii celeilalte părți. În caz contrar, nu vă va fi de folos pe parcursul negocierii. Cel de-al treilea corolar al legii reciprocității este Concesiile mici în chestiuni minore vă permit să cereți concesii mari în chestiuni majore. Una dintre cele mai bune strategii de negociere este să fiți dispus să dați ceva pentru a primi ceva. Atunci când încercați să fiți rezonabil făcând o concesie asupra unei chestiuni care nu e importantă pentru dumneavoastră, vă puneți într-o poziție excelentă care vă permite să cereți ulterior o concesie egală sau mai mare. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Folosiți principiul reciprocității în avantajul dumneavoastră. Înainte de a negocia, întocmiți o listă cu lucrurile pe care cealaltă parte este dispusă să le dea și hotărâți-vă ce concesii sunteți dispus să faceți pentru a obține ceea ce doriți. Această pregătire crește capacitatea dumneavoastră de negociere. 2. Pregătiți cel mai bun preț sau cea mai bună ofertă înainte de a începe negocierea. Apoi gândiți-vă care ar putea fi prima poziție de retragere și cât de departe sunteți dispus să mergeți pentru a încheia o tranzacție. Pregătiți-vă poziția finală de retragere, precum și concesia maximă pe care sunteți dispus să o faceți. Acest exercițiu vă va transforma într-un negociator mult mai bun. 86. Legea renunțării. Nu știți niciodată prețul și condițiile finale până în momentul în care vă ridicați de pe scaun și părăsiți sala de negocieri. Când locuiam în Mexic, Aveam obiceiul de a cumpăra diverse lucruri din piețe și bazaruri. Am descoperit că poți să te tocmești mult timp, însă nu știi niciodată cât de jos este dispus vânzătorul să coboare prețul până în momentul în care dai din numeri, îi mulțumești pentru timpul acordat și pleci. Primul corolar al legii renunțării este: Puterea este de partea celui care poate renunța la tranzacție fără să clipească. Atunci când renunțați la tranzacție și părăsiți sala de negocieri, fiți întotdeauna plăcut, calm și politicos. Mulțumiți-i celeilalte persoane pentru timpul și atenția acordate. Lăsați ușa deschisă în așa fel încât să puteți începe din nou negocierile fără ca imaginea dumneavoastră să aibă de suferit. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este... Renunțarea la o negociere, ieșind din sală, nu este decât un alt mod de a negocia. Unii dintre cei mai buni negociatori sunt adepții ideii de a te ridica în picioare și de a părăsi sala de negocieri. O tactică populară în negocieri este ca unul sau mai mulți jucători cheie să se ridice în picioare nervoși, să iasă din încăpere și să jure că nu se vor întoarce niciodată. Partea care rămâne va fi prietenoasă și conciliantă. Ca și cum s-ar afla într-adevăr de partea celorlalți. O altă versiune a acestei tactici se numește tipul de treabă, tipul rău. În acest caz, există doi negociatori, unul dintre ei fiind foarte dur și sever, în timp ce celălalt este prietenos și conciliant. Unul nu este deloc rezonabil, în timp ce tipul de treabă încearcă să facă pace, oferindu-se să facă o minoră concesie pentru a-l împăca pe tipul rău. Totul face parte din joc, iar tot ceea ce trebuie să faceți este să fiți conștient de acest lucru în cazul în care cineva încearcă vreodată să aplice această tactică cu dumneavoastră. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Înainte de a începe o negociere, fiți pregătiți să vă ridicați și să ieșiți din sală. Asigurați-vă că fiecare persoană din echipa dumneavoastră știe când trebuie să facă acest lucru. La momentul potrivit, vă ridicați și vă îndreptați către ușă. Acest lucru va deconcerta și dezorienta cealaltă parte. 2. Fiți pregătiți să renunțați la o negociere de îndată ce primiți o ofertă sau o condiție inacceptabilă. Închideți-vă servieta, mulțumiți celeilalte persoane pentru timpul acordat și îndreptați-vă către ușă. Cu cât veți face mai bine acest lucru, cu atât veți încheia tranzacții mai bune. 87. Legea finalității Nici o negociere nu este finală. Deseori se întâmplă că atunci când o negociere este considerată a fi încheiată, una dintre părți, sau chiar ambele, să își dea seama că un anumit aspect nu a fost rezolvat în mod satisfăcător. O parte simte că a pierdut. Acest lucru nu trebuie să se întâmple dacă cele două părți iau în considerare faptul că pot continua negocierea și pe viitor. Primul corolar al legii finalității este: Dacă nu sunteți mulțumit de înțelegerea la care s-a ajuns, cereți redeschiderea negocierii. Majoritatea oamenilor sunt rezonabili. Doresc să fie mulțumiți de condițiile convenite într-o negociere, în special dacă acestea urmează a fi îndeplinite pe o perioadă lungă de timp. Nu vă fie frică să arătați că nu sunteți mulțumit de această situație și că ați dori să schimbați înțelegerea în așa fel încât să fie mai echitabilă pentru dumneavoastră. Cel de al doilea corolar al legii finalității este Practicați în mod regulat un tipar de gândire bazat pe anulare, întrebându-vă: Dacă aș putea negocia această tranzacție din nou, în ce împrejurări aș cădea de acord cu aceleași condiții? Fiți pregătit să vă întrebați: Dacă aș fi putut încheia această tranzacție din nou, știind tot ceea ce știu acum, aș mai fi acceptat aceleași condiții? Această capacitate de a reevalua în mod continuu deciziile anterioare de a îndepărta obstacolele impuse de eul dumneavoastră, de a privi realist și sincer situația actuală, este semnul distinctiv al negociatorului superior. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Revizuiți situația actuală și în special deciziile care sunt în curs de a fi luate și de care sunteți nemulțumit într-un fel sau altul. Gândiți-vă la modul în care ați putea redeschide negocierea, și care sunt cele mai satisfăcătoare condiții pentru dumneavoastră. 2. Ori de câte ori sunteți stresat sau nemulțumit din cauza înțelegerii la care s-a ajuns, sau ori de câte ori simțiți că cealaltă parte este nemulțumită, luați inițiativa de a reîncepe negocierea și de a găsi o modalitate de a o încheia în mod satisfăcător pentru ambele părți gândiți pe termen lung. Lăsați-mă să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Negocierea este o parte firească a vieții. Aveți față de dumneavoastră înși vă datoria de a deveni un negociator excelent. Ca și în orice alt domeniu, cheia excelenței este să vă exersați abilitățile de negociator ori de câte ori aveți ocazia. Transformați negocierea într-un joc. Cereți ceea ce doriți cu adevărat. Cereți prețuri mai bune, condiții mai bune, rate mai bune pentru dobândă, etc. Fiți conștient de faptul că veți economisi luni și chiar ani de muncă asiduă dacă învățați să deveniți un negociator excelent în numele dumneavoastră. Puteți realiza acest lucru în cazul în care credeți cu adevărat că sunteți capabil. Puteți doar dacă cereți Legile gestionării timpului Oamenii de succes și-au dezvoltat capacitatea de a face în aceeași perioadă de timp mai mult decât oamenii care nu au succes. Au scopuri și obiective clare, planuri specifice și programe bine organizate care le permit să se concentreze în permanență asupra celor mai valoroase moduri de utilizare a timpului lor. Acești oameni de succes au responsabilități mai mari sunt foarte respectați de colegii lor. Au vieți mai bune, case mai frumoase și familii mai fericite. Sunt mult mai productivi și pe măsură ce fac mai multe lucruri, li se delegă mai multe sarcini din ce în ce mai importante. Sunt plătiți mai bine și promovați mai repede. Vestea bună este că după ce învățați și practicați aceleași tehnici de gestionare a timpului, aceste legi și principii universale de folosire a timpului, începeți imediat să urmați calea cea mai bună în viață. Oamenii care practică aceste legi de gestionare a timpului declară că urmează în carieră o evoluție ascendentă, că veniturile cresc și, destul de surprinzător, că au mai mult timp liber pentru a-l petrece în familie și cu prietenii. Legile gestionării timpului sunt eterne. Se aplică pretutindeni și pentru toată lumea. Atunci când vă organizați activitățile în conformitate cu aceste legi și principii, începeți să realizați mai mult decât ați crezut vreodată că este posibil. 88. Legea clarității Cu cât știți cu mai multă claritate care sunt scopurile și obiectivele dumneavoastră, cu atât le realizați mai eficient. Lipsa clarității este sursa frustrărilor și a rezultatelor nesatisfăcătoare mai mult decât orice alt factor. Din acest motiv spunem, succesul înseamnă obiective, tot restul este nesemnificativ. Ați putea spune chiar că cele trei elemente cheie pentru realizarea succeselor extraordinare sunt claritate, claritate, claritate în ceea ce privește scopurile dumneavoastră. Succesul în viață vă va fi determinat în mare măsură de cât de clar știți ce doriți cu adevărat. Iată, în continuare, procesul format din șapte etape pe care le puteți parcurge pentru a vă realiza obiectivele într-un mod mai rapid și mai simplu decât înainte. Mai întâi, stabiliți cu exactitate ce doriți în fiecare zonă a vieții. Fiți explicit. În al doilea rând, Notați cu claritate și detaliat fiecare lucru important. În al treilea rând, stabiliți un termen limită specific. Dacă este vorba despre un obiectiv extraordinar, împărțiți-l în termene limite secundare și notați-le în ordine. În al patrulea rând, întocmiți o listă cu tot ceea ce gândiți despre ceea ce va trebui să faceți pentru a vă atinge scopul. Pe măsură ce vă gândiți la elemente noi, adăugați-le pe listă. În al cincilea rând, introduceți elementele de pe listă într-un plan, în ordinea priorităților. În al șaselea rând, treceți imediat la acțiune asupra celui mai important lucru inclus în plan pe care îl puteți realiza. Este foarte important. În al șaptelea rând, faceți în fiecare zi ceva care să vă propulseze către atingerea unui scop sau a mai multor obiective. Păstrați avântul! Studiați și revizuiți obiectivele dumneavoastră în fiecare zi, pentru a vă asigura că sunt cele mai importante. Pe măsură ce trece timpul, veți adăuga pe listă alte obiective. Veți ajunge să le ștergeți pe cele care nu mai sunt la fel de importante, cum credeți cu câtva timp în urmă. Oricare ar fi obiectivele dumneavoastră, planificați-le atent, pe hârtie și munciți în fiecare zi pentru realizarea lor. Aceasta este cheia celui mai bun randament și a realizării maxime. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întocmiți o listă cu 10 scopuri pe care ați dori să le realizați anul viitor. Notați-le la timpul prezent, ca și cum ar fi trecut un an și le-ați realizat deja. 2. Întrebați-vă, de pe această listă cu 10 obiective. Ce obiectiv, dacă ar fi să îl realizez, ar avea impactul pozitiv cel mai intens asupra vieții mele? Oricare ar fi acest obiectiv, încercuiți-l și treceți-l pe o foaie separată de hârtie. 3. Acum parcurgeți cele șapte etape descrise mai sus în vederea realizării obiectivului. Stabiliți un termen limită, întocmiți un plan, aplicați-l și lucrați la el în fiecare zi. Transformați acest scop în obiectivul dumneavoastră principal pentru următoarele săptămâni și luni. Pregătiți-vă pentru unele schimbări uimitoare. 89. Legea priorităților Capacitatea de a stabili priorități clare și precise cu privire la timpul dumneavoastră determină întreaga calitate a vieții. Conform principiului Pareto, 20% din activitățile dumneavoastră vor determina 80% din valoarea lor totală. Pentru a realiza lucruri extraordinare, trebuie să vă concentrați în permanență asupra unui număr mic de activități care au cea mai mare valoare în viața și munca dumneavoastră. Întrebați-vă în permanență care este utilizarea cea mai valoroasă a timpului meu chiar acum. Și oricare ar fi, lucrați în acest sens. Capacitatea dumneavoastră de a vă autodisciplina pentru a lucra asupra celor câteva sarcini care pot produce cea mai mare diferență în viața dumneavoastră este calitatea cheie care face ca totul să fie posibil. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întocmiți o listă cu tot ceea ce faceți ca parte a muncii dumneavoastră. Acum analizați lista. Și selectați între 3 și 5 lucruri care sunt mai importante decât toate celelalte la un loc. 2. Imaginați-vă că veți primi o primă de 100.000 de dolari la sfârșitul lunii dacă lucrați în fiecare zi și în fiecare clipă asupra aspectelor prioritare din viața dumneavoastră. Cum ați putea schimba comportamentul dumneavoastră? Ce ați putea face diferit? 90. Legea acțiunilor viitoare Înainte de a începe ceva nou, trebuie să renunțați la ceva vechi. Puteți câștiga control asupra vieții dumneavoastră doar în măsura în care încetați să faceți lucruri care nu mai sunt la fel de importante sau valoroase pentru dumneavoastră ca celelalte lucruri pe care le-ați putea face. Trebuie să vă întrebați în permanență. Ce activități din viața mea aș putea să elimin, să deleg altcuiva sau să întrerup pentru a mă putea concentra asupra celor mai importante? Pentru a începe ceva nou, trebuie să încetați să faceți ceva vechi. Se spune că a intra înseamnă de fapt a ieși. Analizați-vă timpul cu atenție și aveți curajul de a înceta să faceți lucrurile care nu mai sunt la fel de importante pentru dumneavoastră. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Analizați-vă munca și întocmiți o listă cu elementele care consumă cea mai mare cantitate de timp. Pe care dintre aceste activități le-ați putea întrerupe sau delega altcuiva pentru a vă elibera mai mult timp pentru o muncă mai valoroasă. 2. Comparați activitățile zilnice cu venitul dumneavoastră anual. Ați putea să plătiți altcuiva salariul echivalent pentru a face lucrurile pe care le faceți? Dacă nu puteți, atunci încetați să mai faceți acele lucruri imediat și înmânați-le altcuiva care poate să le facă aproape la fel de bine ca dumneavoastră. 91. Legea celui mai valoros activ Cel mai valoros activ al dumneavoastră este capacitatea de a câștiga bani. Capacitatea dumneavoastră de a munci, de a produce și de a câștiga bani în economia noastră competitivă, aplicându-vă cunoștințele și abilitățile, vă permite să câștigați zeci de mii de dolari în fiecare an. Chiar dacă pierdeți totul, toate posesiunile, atâta timp cât vă mențineți capacitatea de a câștiga la un nivel ridicat, vă puteți bucura de unul dintre cele mai înalte standarde de viață din lume. Cunoștințele și aptitudinile sunt elemente esențiale pentru secolul 21. Abilitatea dumneavoastră de a câștiga cuprinde o combinație unică de cunoștințe și aptitudini dezvoltate la nivelul actual. Dacă domeniul în care lucrați traversează schimbări rapide, cunoștințele și aptitudinile dumneavoastră ajung să se uzeze moral. Trebuie să înlocuiți în permanență cunoștințele și aptitudinile vechi cu cunoștințele și aptitudinile noi, în cazul în care doriți să le mențineți la același nivel. Sunteți plătit conform valorii dumneavoastră, nici mai mult, nici mai puțin, pe baza capacității actuale de a câștiga. Dacă doriți să vă creșteți standardul de viață, trebuie să creșteți și capacitatea de a câștiga printr-un proces sistematic și deliberat de învățare și practicare a noilor aptitudini și abilități. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați aptitudinile pe care le aveți și care vă fac mai valoros pentru organizația în care lucrați. Care dintre acestea sunt esențiale pentru a genera venitul dumneavoastră? Oricare ar fi răspunsurile, întocmiți un plan pentru a vă îmbunătăți fiecare dintre aceste zone cheie de aptitudine. 2. Priviți drumul vieții dumneavoastră. Ce ar trebui să învățați să faceți într-un mod excelent peste 3-5 ani pentru a continua să vă bucurați de standardul actual de viață sau chiar de un standard de viață mai ridicat. Oricare ar fi aceste lucruri, identificați competențele de bază necesare și întocmiți un plan pentru a le dobândi. 92. Legea planificării. Fiecare minut dedicat planificării economisește 10 minute de muncă. Planificarea atentă din timp vă oferă o rentabilitate de 10 ori mai mare sau de 1000% a investiției care constă în energie mentală, emoțională și fizică. Este nevoie de aproximativ 10-12 minute pentru a întocmi un plan pentru ziua următoare. Această investiție de 10-12 minute va economisi 100-120 de minute de muncă. Cheia eficienței personale este utilizarea unui program bun de planificare a timpului. Aproape orice program de gestionare a timpului va da rezultate dacă vă impuneți să îl folosiți ca bază a sistemului de gestionare a timpului. Începeți cu o listă principală care să constituie baza sistemului dumneavoastră de planificare a timpului. Notați tot ceea ce credeți că veți avea nevoie pe viitor pe măsură ce apar idei, scopuri, sarcini și responsabilități noi, notați-le pe lista dumneavoastră principală. Nu aveți încredere în memorie. Planificați fiecare lună din timp, transferând elementele corespunzătoare din lista principală în lista lunară. Preferabil este să faceți acest lucru în ultima săptămână a fiecarei luni. Planificați fiecare săptămână din timp, transferând elementele din lista lunară în lista săptămânală. Trebuie să faceți acest lucru cu un weekend înainte. Planificați fiecare zi din timp, transferând elementele din lista săptămânală în lista zilnică și adăugând tot ceea ce trebuie făcut în acea zi. Este preferabil să faceți acest lucru cu o noapte înainte. Planificați detaliat fiecare proiect, fiecare obiectiv înainte de a începe. Planificarea regulată vă oferă garanția că veți petrece mai mult timp asupra activităților mai valoroase. Acest lucru vă crește eficiența în tot ceea ce faceți. Probabil cea mai importantă regulă este: gândiți pe hârtie. Organizați-vă munca pe baza unei liste. Notați întotdeauna sarcinile și activitățile înainte de a începe. Folosiți lista precum un ghid. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Impuneți un simț al ordinii în viața dumneavoastră, întocmind o listă detaliată cu fiecare lucru pe care trebuie să îl faceți în viitorul apropiat. 2. Analizați lista cu atenție și stabiliți priorități clare asupra anumitor subiecte înainte de a începe. Nu cedați niciodată tentației de a rezolva mai întâi, Lucrurile simple. 3. Disciplinați-vă să vă concentrați doar asupra celor activități care au cel mai semnificativ impact și cea mai importantă influență asupra vieții dumneavoastră. Faceți-le repede și bine. De îndată ce vă dezvoltați acest obicei al planificării și stabilirii priorităților, nivelul dumneavoastră de stres va scădea, productivitatea va crește, iar cariera va cunoaște o evoluție ascendentă. 93. Legea recompenselor Recompensele pe care le veți obține vor fi întotdeauna determinate de rezultatele muncii prestate. Cel mai rapid mod de a fi plătit mai bine și promovat mai repede este să realizați rezultate superioare calitativ și cantitativ mai repede decât înainte. Concentrați-vă mai mult asupra realizărilor decât asupra activităților. Întrebați-vă în permanență: Ce rezultate se așteaptă de la mine? Căutați întotdeauna mijloace pentru a îndeplini mai multe sarcini decât cele pentru care sunteți plătit faceți mai mult decât vi se cere. În acest caz, nu veți întâlni niciodată obstacole în drum. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întrebați-vă în permanență de ce mă aflu pe statul de plată. Care sunt rezultatele specifice pentru realizarea cărora am fost angajat? Ce rezultate, dacă nu ați reușit să le realizați? V-ar pune în pericol meseria și cariera. 2. Identificați cele mai importante lucruri pe care le faceți în fiecare zi. Cum ați putea să vă îmbunătățiți în fiecare zonă? Ce ați putea face pentru a deveni mai indispensabil? 3. Faceți mai mult decât vi se cere. În ce moduri ați putea îndeplini mai multe sarcini decât cele pentru care sunteți plătit? Atunci când faceți în mod consecvent mai mult decât sunteți plătit, veți fi plătit în cele din urmă mai bine. 94. Legea succesivității Gestionarea timpului vă permite să controlați succesiunea evenimentelor din viața dumneavoastră. O atitudine mentală pozitivă își are rădăcina în sentimentul că aveți un simț al controlului asupra vieții dumneavoastră. Acest simț al controlului este elementul cheie în realizarea performanțelor de vârf. Sunteți întotdeauna liber să alegeți ceea ce faceți mai întâi, ceea ce faceți ulterior și ceea ce nu faceți deloc. Întreaga dumneavoastră viață este astăzi suma rezultatelor totale ale alegerilor și deciziilor luate până în acest moment. Dacă nu sunteți mulțumit de nicio parte a vieții, numai dumneavoastră puteți face alegeri diferite sau lua decizii mai bune. Pentru a lua decizii mai bune, trebuie să încetați a lua decizii greșite. La un moment dat, puteți opri ceasul și hotărâți să schimbați succesiunea evenimentelor din viața dumneavoastră. Dacă schimbați succesiunea evenimentelor, hotărându-vă să faceți lucrurile într-o ordine diferită, puteți schimba întreaga viață și toate rezultatele. Căpătați un control total asupra vieții și viitorului dumneavoastră dacă reușiți să stăpâniți evenimentele și dacă vă hotărâți să faceți anumite lucruri înaintea altora făcând alegeri noi și luând decizii mai bune, deveniți stăpân pe viața dumneavoastră și o îndreptați în direcția dorită. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Analizați modul în care vă petreceți o zi obișnuită sau o săptămână obișnuită. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le faceți într-o cantitate mai mare, mai repede, în așa fel încât să vă îmbunătățiți randamentul, precum și calitatea și cantitatea rezultatelor. 2. Identificați alegerile și deciziile pe care le-ați luat în trecut și care v-au creat problemele și dificultățile cu care vă confruntați astăzi. Oricare ar fi aceste probleme, începeți imediat să faceți schimbări noi care vă vor îndrepta viața într-o direcție nouă. 3. Preluați controlul asupra succesiunii evenimentelor din viața dumneavoastră. Preluați controlul total asupra viitorului. Ce schimbări puteți face imediat pentru a îmbunătăți întreaga calitate a vieții și a muncii voastre? Oricare ar fi acestea, hotărâți-vă să le faceți astăzi. 95. Legea pârghiei. Anumite lucruri pe care le faceți vă permit să realizați mult mai mult decât ați fi realizat în cazul în care ați fi cheltuit aceeași cantitate de timp pentru a face alte lucruri. Scopul dumneavoastră ar trebui să fie să deveniți un fel de semn al înmulțirii în viața dumneavoastră. Selectând unul sau două lucruri pe care le puteți face pentru a aduce o schimbare extraordinară în ceea ce privește rezultatele. Puteți crește în mod semnificativ valoarea dumneavoastră față de companie și față de dumneavoastră înșivă. Filozoful grec Arhimede a afirmat odată: Dați-mi o pârghie suficient de lungă și un loc unde să mă așez și pot mișca lumea. Unele dintre cele mai obișnuite forme de pârghii în afaceri le constituie banii celorlalți oameni, cunoștințele celorlalți oameni, eforturile celorlalți oameni. Banii celorlalți oameni sunt banii pe care îi puteți împrumuta pentru a influența activitățile dumneavoastră în afaceri. Capacitatea de a câștiga acces la banii celorlalți oameni în aceste scopuri poate fi un factor esențial pentru succesul dumneavoastră. Cunoștințele celorlalți oameni sunt un alt factor pârghie. Capacitatea dumneavoastră de a dobândi o parte din experiența și cunoștințele celorlalți, de a obține informațiile și ideile cheie pentru a merge înainte, vă permite să ridicați nivelul resurselor și să obțineți rezultate mult mai bune decât cineva care încearcă să obțină rezultate fără ajutorul nimănui eforturile celorlalți oameni vă permit să aveți mai mult timp și mai multă energie, deoarece puteți să îi angajați pe cei care dețin abilitățile cheie de care aveți nevoie pentru a vă crește la maximum talentele și resursele. Dezvoltându-vă abilitatea de a pune la un loc eforturile, cunoștințele și banii celorlalți oameni, veți putea să realizați mai mult în aceeași perioadă de timp decât cineva care se bazează doar pe energia și resursele personale. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Stabiliți unul sau două lucruri pe care le puteți face în așa fel încât, dacă le faceți bine și la timp, să ofere cea mai bună amortizare pentru dumneavoastră și organizația dumneavoastră. Cum v-ați putea reorganiza timpul pentru a vă concentra exclusiv asupra acestor zone esențiale? 2. Întocmiți un plan pentru a folosi cunoștințele, eforturile și banii celorlalți oameni. Ce ați putea oferi pentru a atrage sprijinul de care aveți nevoie în vederea unei evoluții ascendente mai rapide în afaceri și în carieră? 96. Legea rapidității Capacitatea de a acționa mai repede decât oricine altcineva poate fi cel mai mare activ al dumneavoastră. Oamenii din ziua de astăzi sunt nerăbdători. Chiar și satisfacțiile obținute pe loc nu mai sunt suficiente. Viteza este asociată în mintea oamenilor cu valoarea. Atunci când vă creați reputația că sunteți tipul de persoană care își face munca repede, responsabilitățile, oportunitățile și recompensele vor fi atrase către dumneavoastră, așa cum magnetul atrage fierul. Sarcina dumneavoastră este să vă dezvoltați reputația de a fi cea mai rapidă persoană de la locul de muncă. Începeți lucrul puțin mai devreme, munciți mai mult și rămâneți la serviciu până mai târziu. Nu pierdeți timpul. Mișcați-vă mai repede și faceți totul chiar acum. Câteodată, capacitatea de a face munca mai repede decât altcineva este tot ceea ce aveți nevoie pentru a deveni un om de succes. Haideți să vedem. Cum puteți aplica această lege imediat? 1. Căutați în permanență mijloace prin care puteți să vă realizați sarcina mai repede. Care sunt rezultatele dumneavoastră cheie și cum le-ați putea realiza mai repede decât până acum? 2. Reorganizați-vă munca în așa fel încât să puteți da șefului și clienților dumneavoastră tot ceea ce au nevoie mai repede. O idee bună în acest sens. Este să reduceți timpul necesar pentru a duce la bun sfârșit o sarcină. Acest lucru vă va oferi un avantaj pe piață. 3. Căutați moduri de a vă servi clienții mai repede decât concurența. Pentru a avea rezultate bune în afaceri și în domeniul tehnologiei, trebuie să îi serviți pe clienți cu mai multă rapiditate decât ceilalți. Îmbunătățiți-vă randamentul în acest sens. Mișcați-vă repede. Cineva vă poate ajunge din urmă. 97. Legea practicii Practicarea continuă a unei aptitudini cheie reduce timpul necesar pentru a realiza o sarcină și pentru a crește randamentul. Cu cât vă dezvoltați mai mult o aptitudine pe care o folosiți în muncă, cu atât calitatea muncii dumneavoastră este mai bună, și cu atât timpul de care aveți nevoie este mai redus. Folosiți graficul de studiu pentru a vă crește în mod sensibil randamentul și productivitatea. Adunați-vă sarcinile și realizați mai multe sarcini de același tip în același timp. Cu cât realizați mai multe îndatoriri similare, cu atât veți avea nevoie de mai puțin timp pentru a îndeplini sarcinile ulterioare. Folosiți graficul de experiență pentru a ajunge printre cei mai buni din domeniul dumneavoastră. Cu cât sunteți mai bun la îndeplinirea unei sarcini, cu atât veți realiza mai mult din aceasta, la un nivel de calitate mai ridicat și într-o perioadă mai scurtă de timp. Combinarea graficului de studiu cu graficul de experiență vă va transforma în unul dintre cei mai productivi și valoroși oameni din organizația dumneavoastră. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Stabiliți cu exactitate care sunt cele mai importante sarcini pe care le puteți realiza din punct de vedere al recompenselor și al recunoașterii pe care le veți primi în munca dumneavoastră. Organizați-vă timpul în așa fel încât să îndepliniți cât mai multe dintre aceste sarcini cât mai repede. 2. Îmbunătățiți-vă aptitudinile și competențele cheie care vă permit să vă realizați sarcinile într-un mod excelent. Cum puteți ajunge să realizați din ce în ce mai bine cele mai importante sarcini cerute de munca dumneavoastră? 98. Legea presiunii timpului Există întotdeauna suficient timp pentru a face cele mai importante lucruri. Legea lui Parkinson afirmă Munca se extinde pentru a umple timpul disponibil. Dacă trebuie să îndepliniți o anumită sarcină care vă ia două ore și aveți la dispoziție întreaga zi pentru acest lucru, realizarea sarcinii respective va avea tendința de a se extinde treptat și vă va lua o zi întreagă, în condițiile în care ar fi trebuit să vă ia doar două ore. Totuși, reversul acestei legi exprimă un adevăr veșnic valabil: munca se restrânge pentru a umple timpul disponibil. Folosiți această lege pentru a stabili termene limită care să vă forțeze să realizați sarcinile mai repede. Iată patru întrebări pe care vi le puteți pune în fiecare zi pentru a vă concentra în permanență asupra celor mai importante sarcini. 1. Care sunt activitățile mele cele mai valoroase? Care sunt activitățile care contribuie la creșterea valorii muncii mele? 2. Care sunt zonele în care obțin rezultate cheie? Care sunt rezultatele specifice pentru realizarea cărora am fost angajat? 3. De ce mă aflu pe statul de plată? De ce sunt plătit pentru munca pe care o fac? Ce anume am fost însărcinat să fac? 4. Ce sarcini pot realiza doar eu, în așa fel încât, dacă le realizez bine, acest lucru să provoace o diferență reală? Dacă nu le realizez eu, nimeni altcineva nu va putea să le realizeze. însă dacă le realizez bine, acest lucru va avea o contribuție semnificativă pentru munca și viața mea. Care sunt aceste sarcini? Nu există decât o singură activitate care reprezintă cea mai bună utilizare a timpului pe care îl aveți la dispoziție. Sarcina dumneavoastră este să o identificați și să vă dedicați trup și suflet realizării sale. Repede și bine. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați cele mai importante sarcini care reprezintă cea mai semnificativă contribuție pe care o puteți avea pentru compania dumneavoastră. Hotărâți-vă să munciți doar pentru realizarea acestora înainte de a începe altceva. 2. Creați-vă propriul sistem de impunere forțată. Stabiliți termene limită specifice pentru dumneavoastră, apoi hotărâți-vă să realizați sarcinile respective înaintea acestor termene. 99. Legea concentrării asupra unei singure sarcini. Capacitatea dumneavoastră de a începe și de a termina cea mai importantă sarcină determină productivitatea într-o măsură mai mare decât orice altă aptitudine. Randamentul maxim este posibil doar atunci când vă concentrați exclusiv asupra unei sarcini, asupra celei mai importante sarcini și lucrați la realizarea ei până în momentul în care este 100% gata. Nu puteți face totul, însă puteți face un singur lucru, cel mai important, și îl puteți face acum. Rezolvarea unei singure sarcini este probabil cea mai puternică dintre toate tehnicile de gestionare. Această tehnică poate crește randamentul dumneavoastră cu 500%. Alegerea unei sarcini, renunțarea la ea, iar apoi reluarea ei de mai multe ori, crește vizibil cantitatea de timp necesară pentru a o rezolva. Pe de altă parte, dacă alegeți o sarcină și refuzați să renunțați la ea până în momentul în care o terminați, puteți să realizați mult mai mult într-o perioadă mai scurtă de timp. Puteți avea foarte mult talent și foarte multe aptitudini. Însă, dacă nu vă concentrați exclusiv pe realizarea celei mai importante sarcini, veți fi nevoit să lucrați întotdeauna pentru altcineva. Va fi nevoie să fiți în permanență supravegheat de cineva care să se asigure că faceți ceea ce trebuie să faceți și atunci când trebuie să faceți. Vestea bună este că de fiecare dată când realizați o sarcină majoră dați dovadă de un surplus de energie, entuziasm și respect față de propria persoană. Atribuindu-vă o sarcină amplă și apoi impunându-vă să vă concentrați exclusiv asupra realizării ei până în momentul în care terminați, reușiți să vă dezvoltați în cele din urmă un obicei al îndeplinirii sarcinilor. Vă programați subconștientul în așa fel încât ajungeți să așteptați cu nerăbdare sarcinile majore, pentru că știți cât de bine vă veți simți atunci când le veți îndeplini. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Hotărâți-vă chiar astăzi să vă dezvoltați obiceiul de îndeplinire a sarcinilor. Faceți acest lucru selectând cea mai importantă sarcină, organizându-vă și apoi dedicându-vă trup și suflet realizării ei. Faceți acest lucru în repetate rânduri până când vă veți forma obiceiul de a rezolva o singură sarcină. 2. Identificați cea mai amplă și cea mai importantă sarcină sau cel mai amplu și cel mai important proiect pe care încercați să le rezolvați în prezent. Oricare ar fi acestea, Lăsați deoparte tot restul și dedicați vă trup și suflet realizării sarcinii sau proiectului, indiferent de cât de mult timp este nevoie. 3. Atunci când munciți pentru realizarea celei mai importante sarcini, orice altceva reprezintă mai mult sau mai puțin o risipă de timp. Indiferent de ceea ce se ivește, știți că nu există nimic mai important decât ceea ce faceți în acest moment. Aceasta este cheia productivității și a succesului extraordinar. 100. Legea competenței. Vă puteți spori eficiența dacă reușiți să vă îndepliniți sarcinile cheie din ce în ce mai bine. Una dintre cele mai puternici tehnici de gestionare a timpului este perfecționarea capacității de a realiza lucrurile care sunt cele mai importante pentru dumneavoastră. Competențele dumneavoastră de bază, zonele dumneavoastră de aptitudine, zonele în care sunteți pur și simplu excelent în ceea ce faceți, sunt factorii cheie ai productivității personale, ai standardului de viață, ai nivelului de realizare pe care îl atingeți în domeniul în care activați. Iată, din nou, întrebarea cheie. Ce aptitudine ar avea cel mai mare impact pozitiv asupra carierei dumneavoastră în cazul în care ați putea să o dezvoltați într-un mod excelent? Principiul pareto, adică regula 80-20, se aplică pentru toate aptitudinile care vă limitează succesul. 80% din motivele pentru care nu progresați atât de mult cât doriți se explică prin lipsa a 20% din abilitățile și aptitudinile necesare. Oamenii de succes caută în lăuntrul lor răspunsuri la întrebări și soluțiile problemelor cu care se confruntă. Oamenii care nu au succes caută aceste motive în exterior. Cine credeți că poate găsi soluțiile mai repede? Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați zonele cheie din punct de vedere al rezultatelor și competențelor dumneavoastră de bază. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le faceți în munca dumneavoastră și cât de bine vă pricepeți să le faceți? Evaluați-vă randamentul în zonele dumneavoastră cheie cu o notă de la 1 la 10, 1 fiind nota cea mai mică, iar 10 nota cea mai mare. 2. Cereți oamenilor din jur să vă evalueze aptitudinile aplicate în zonele dumneavoastră esențiale cu o notă cuprinsă între 1 și 10. Cu cât veți rezolva acest exercițiu într-un mod mai corect, cu atât vă va fi mai ușor să vă concentrați asupra uneia sau a două zone de aptitudine care vă pot ajuta cel mai mult. 3. Identificați o singură aptitudine, cea mai importantă, cea care, în cazul în care ați dezvolta-o într-un mod excelent, ar avea impactul pozitiv maxim asupra carierei dumneavoastră. Oricare ar fi această aptitudine, stabiliți un scop Întocmiți un plan și începeți să munciți pentru a deveni excelent în acea zonă. Veți fi întotdeauna uimit de rezultatele spectaculoase care apar în cariera dumneavoastră. Lăsați-mă să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Principiile de gestionare a timpului au fost studiate și practicate de-a lungul istoriei de către cei mai productivi oameni în fiecare organizație și în fiecare domeniu. Ele constituie legile de bază ale gestionării vieții. Cea mai bună veste este că regulile succesului în afaceri nu sunt dificil de înțeles. Sunt destul de simple și se aplică ușor. Pentru a vi le putea însuși pentru restul carierei, nu trebuie decât să dați dovadă în comportament de calitățile care constituie cei patru D. Primul D înseamnă dorință. Acesta este punctul de plecare al tuturor marilor realizări personale sau profesionale. Trebuie să vă doriți cu adevărat realizarea obiectivelor. Trebuie să fiți dispus să faceți eforturile necesare pentru a vă dezvolta obiceiurile de gestionare a timpului până în momentul în care devin parte integrantă a personalității și caracterului dumneavoastră. Cel de-al doilea D înseamnă decizie trebuie să fiți categoric. Trebuie să luați o decizie clară și lipsită de ambiguitate cu privire la dezvoltarea și manifestarea obiceiurilor și tuturor tipurilor de comportament necesare pentru realizarea succesului, oricât de mult timp va lua. Cel de-al treilea D înseamnă disciplină. Aceasta este cea mai importantă calitate pe care o puteți dezvolta pentru a avea succes pe termen lung și mari realizări profesionale. Având un simț foarte dezvoltat al disciplinei personale, puteți cuceri lumea. Fără aceasta, este imposibil să realizați prea multe lucruri. Cel de-al patrulea D înseamnă determinare. Aceasta este calitatea care vă permite să depășiți toate obstacolele, dezamăgirile și eșecurile temporare, precum și toate piedicile pe care viața vi le aruncă în cale. Determinarea, Hotărârea, stăruința sunt măsura încrederii în sine. Nu există nicio limită cu privire la ceea ce puteți realiza în viață. Singurele limite sunt cele pe care vi le impune propriul mod de gândire. Concluzii Începeți chiar acum. Theodore Roosevelt a afirmat odată: Faceți ceea ce puteți face folosind ceea ce aveți, acolo unde sunteți. Ceea ce contează cel mai mult este să treceți la acțiune în privința fiecărei idei care vă poate ajuta imediat. Nu întârziați și nu amânați. În cazul în care considerați că vă puteți îmbunătăți viața, munca sau eficiența personală parcurgând o anumită etapă, faceți acest lucru imediat. Începeți să hotărâți chiar astăzi ce doriți cu adevărat în viață întocmiți o listă cu obiectivele dumneavoastră pentru anii următori, fără a fi precaut sau prevăzător. Stabiliți obiective mărețe, obiective care vă inspiră și vă animă și formulați în scris planuri clare pentru realizarea acestora. Întocmiți programe și stabiliți termene limită. Faceți în așa fel încât activitățile și realizările dumneavoastră să poată fi evaluate și acționați. Lumea este plină de oameni care amână în permanență, spunând, cândva voi face. Aceștia fac planuri, se pregătesc și se gândesc în permanență la ceea ce vor face cândva. Nu fiți unul dintre ei. Thomas Edison a scris: Lucrurile bune ajung și la cei care așteaptă, însă numai în măsura în care rămân, după ce ajung mai întâi la cei care se grăbesc. Cu cât vă mișcați mai repede, cu atât veți avea mai multe experiențe și veți învăța mai multe lecții. Cu cât vă mișcați mai repede, cu atât deveniți mai capabil și mai inteligent. Cu cât vă mișcați mai repede, cu atât acoperiți domenii mai vaste, întâlniți mai mulți oameni, descoperiți mai multe oportunități și cu atât vi se vor deschide mai multe uși. Cu cât vă mișcați mai repede, cu atât aveți mai multă energie și deveniți mai entuziast și mai încrezător. Cu cât vă mișcați mai repede, cu atât deveniți mai creativ și mai competent în orice domeniu. Un succes atrage un altul. Atunci când învățați și aplicați aceste idei în fiecare zi, vă dezvoltați obiceiul de a vă orienta către acțiune. Și cu cât vă străduiți mai mult, cu atât reușiți mai mult. Sunteți o persoană extraordinară. Aveți talente și abilități care depășesc cu mult ceea ce ați realizat până acum. Trăiți într o perioadă minunată a umanității în care mai mult ca niciodată, unui număr din ce în ce mai mare de oameni i se deschid din ce în ce mai multe oportunități de a se realiza. Nu există limite în privința capacităților dumneavoastră. Singurele limite sunt cele pe care vi le impuneți voi înșivă. Nu mai pierdeți nicio clipă. Începeți chiar acum.